se ocupă de tot ce înseamnă tehnic în această seară. Live-ul este susținut în totalitate de Stai Că Trag. Am avut o săptămână grea cu toții. Am avut o săptămână grea. Eu sunt acasă de aproape 8 zile. N-am ieșit, am ieșit doar să plimb cățelul. Am ieșit la magazin să-mi cumpăr una alta. Trăim vremuri grele. Marian, am o întrebare pentru tine. Ai dat drumul la live-ul pe Instagram sau nu? Acum. Că nu-l văd. Gata. Okay. Suntem live și pe Instagram. Dacă vrei să... Suntem live peste tot acum. Gata. Mi-te alături pe Instagram. Un pic, două secunde. Trebuie să mi-apară butonul la de request, nu? Gata? Trebuie să se apară, da. Gata. Acum hai suntem în totalitate pregătiți. View, go live with Marius Tudor. Gata, o să te auzi și pe Instagram ca să nu pară că vorbesc singur acolo. Hai să mai așteptăm un pic. Deja sunt, nu-mi dau seama câtă lume live, sunt 111. Vă mulțumim tuturor că sunteți în seara asta alături de noi. Cum am zis, trăim vremuri grele. N-am vrea să facem emisiunea asta ca să sune melodramatic. Ne-am întâlnit astăzi ca să găsim soluții. O secundă, Marius, scuze, o secundă, te auzi foarte prost pe Instagram. Schimbă-ți telefonul sau... Nu știu. O să las așa. E... Cum? Ok, bun. Bun, în seara asta o să discutăm despre soluții, după cum am zis. Toată lumea caută soluții în ziua de astăzi. Trebuie să vedem ce facem. Noi fotografii de nuntă, în primul rând... De asta așteptăm și întrebările voastre în comentarii. Ștefan, de ce râzi? Știu că ți-ai petrecut toată ziua să setezi chestii ca live-ul ăsta să fie să se țină în condiții. A trebuit să fac grafică, a trebuit să refac absolut tot față de ce aveam eu. Și na, am stat ieri, am învățat două programe, azi am învățat alte chestii noi. Na, până la urmă o să ne ajute, deci, o să mă ajute pe mine, deci, și probabil o să ne ajute și la următoarele emisiuni. Deci îți prinde bine pauza asta, de fapt pauză, nu pot să... Băi, nu știu dacă îmi prinde bine, că na, știi? Să stăm acasă. Da, nu știu cât de bine îmi prinde, că știi cum e, stai acasă, dar se duce și din buzunar. Că până la urmă asta este una dintre... Ne-am trezit așa în mai puțin de, ce, nici o lună. Tot vedeam China. Aia, și mai puțin de o lună ne-am trezit izolați în propriile case. Bine, autoizolați. Cine se autoizolează? Sunt oameni care nu vor să facă chestia asta și încă se mai plimbă pe străzi. Dar eu m-am autoizolat cât am putut. Cumva ne-a luat pe nepregătite toată treaba asta. Nici n-am apucat să ne scuturăm un pic după sezonul care s-a încheiat și iată-ne că ne găsim într-o situație nu tocmai plăcută. Nu, deloc. Nu suntem bine deloc. Adică astăzi, doar astăzi, eu am primit o grămadă de mesaje. Mi s-a părut că simt un pic de îngrijorare în tonul tuturor celor care mi-au scris. Și în principal, tocmai de asta am zis să ne întâlnim în seara asta. Marian? Da? Ești bine? Nu. Nu ești bine. Adică da, sunt bine. Nu sunt bine. Nu vreau să panichez, doar că făceam ceva aici, lucram. V-am deranjat? Da. Guys, hai să salutăm pe toată lumea, că uite, stau, sunt 260 uite, de oameni aproape. Uite, ne-am strâns, suntem 260, da. E, 260 de oameni, salutare pentru toată lumea. Marian, cum să începem live-ul ăsta? Că tu ești, de fapt, invitatul principal al acestui live. Noi nu ne-am mai văzut de o săptămână. Nu ne-am mai văzut deloc. Eu sunt invitat și n-am vorbit deloc. Cum vine asta? Da, bun. Marian, pentru cine nu știe, deși cred că toată lumea știe pe Marian, este poate cel mai cunoscut fotograf de nuntă din România. Și nu numai în România, și în afară. Când vorbim de o nuntă high-end, de o nuntă luxoasă, toate drumurile merg la Marian. Da, mai lasă, da, și la alții, mă.
Vorbeam de foto, Ștefan, probabil da. Pe video toate cele care sunt așa merg Vai, mulțumesc. La tine. Dar uite că acum suntem în situația în care ne gândim și la altfel de nunți, nu numai la nunțile high-end. Adică nunțile high-end, probabil viitorul apropiat vor tinde să fie mici, scurte și cu puțini oameni, nu? Sau poate un mit. Da, bun, o să începem live-ul ăsta din seara asta cu într-o notă un pic mai amuzantă și o să vă întreb pe amândoi care e stocul vostru de hârtie igienică. Dana, vină puțin. Adă și tu ce ai mai bun în casă. Băi, eu nu am ce ai mai... Opa! Milde! Numai că riscăm să... Doar atât? Fim... Doar atât, Marian? Nu. Avem și un pachetel de drojdie. Dana, a făcut Dana rost de el ieri, de la părinți, nu știu de unde. M-am trezit cu ea ieri cu un pachetel de drojdie. Zice, ia uite ce surpriză am pentru tine. Păi zice lumea că se aude încet, mai ales cel dreapta sus. Adică să stau mai aproape de microfon sau cum? Că... Da. Da. Stai puțin. Scuze, Marian, că te-am întrerupt. Nu nimic. M-am obișnuit. Ține-l cu fața spre tine. Vezi? Salutare, Vali. Opresc live-ul pe Instagram că nu se aude bine, da? Ce, dacă vreți să ne auziți în continuare, veniți pe Facebook, da? Bine, Marian, închide live-ul pe Instagram. Eu mă auzeam bine, nu te auzeai tu. Ok, bun, haide să continuăm discuția despre... Să nu uităm de ce ne-am întâlnit aici. Nu, întrebarea a fost, aveți suficient de multă hârtie igienică? Băi, da, Marian, te rog. Eu, da, mai în glumă, mai în serios, nu știu de ce oamenii au dat buzna către hârtie igienică și nu s-au gândit la altele, au drojdie, pe bune, adică astea sunt lucrurile elementare de bază în condițiile astea, hârtie igienică și drojdia. Probabil că am aflat și noi, n-am știut. Nu mă uit în comentarii. Da? Nu pot să fiu atent și la... Da, zice că cel de jos, da, păi da, Barbu Mateescu, zice că eu mă aud cel mai bine. Mă aud cel mai bine, dar ei sunt prin Skype, au conexiune prin Skype și e mai greu. El se aude cel mai bine pentru că el s-a ocupat de... Da, normal. Toată partea. Eu mă văd cel mai bine, eu mă aud cel mai bine. Lumea spune că microfonul meu nu e orientat bine. Noi, în testele noastre, Ștefan, cel puțin... Vale Bărâmlescu a zis, nu? Da. Nu, a spus Ovidiu Grămesc. Marius nu e orientat bine microfonul de studio și pare că nu e nici bine băgat. E băgat în USB, este un microfon de la Audio-Technica, se conectează prin USB. Atât am știut să fac, nu mă pricep la chestiile astea. Sper că se aude bine, dacă mai aveți semnale de genul ăsta. Care ar fi subiectele importante de abordat în ceea ce privește comunitatea de fotografi din România și cum ar trebui să abordeze fotografii din România săptămânile ce urmează, pentru că nu e vorba doar de zile și probabil o să fie cu siguranță vorba de săptămâni, nevrând să panichez sau să fiu eu cel care prezic vreun viitor. Cum ar trebui să abordăm ceea ce o să urmeze? Cum ar trebui să abordăm... relația noastră cu clienții și ce ar fi mai bine de făcut pentru fiecare din punct de vedere al siguranței. Siguranței financiare, siguranței siguranței din punct de vedere a sănătății. Și aici tu, Marius, urma să mă completezi, știi? Urma să te completez pentru că, uite, astăzi am primit am primit mai multe întrebări astăzi, chiar foarte multe pentru o zi normală de muncă pentru mine. M-a întrebat un Alexandru îmi spunea că mâine are un eveniment care se va ține. Da?
care se va ține și mă întreba pe mine cam ce sfat aș putea să să-i dau în situația asta. Deci am zis să nu întreb pe grup, nu știu cât interesează și pe alții problema mea, dar poate este unul care știe exact ce implică starea de urgență și întrunirile. Ideea e la o întrunire de 30 de persoane în aer liber, teoretic, dacă mirii invitații iau amendă, dosar penal, eu ca fotograf o încasez la pachet cu ei? Asta era întrebarea. Alexandru are eveniment mâine și eu l-am sfătuit să nu meargă, dar acum na, aștept și părerile voastre și să-mi ziceți și voi care ar fi perspectiva voastră. Băi, sincer, eu nu m-aș duce. Adică nu aș risca nici din punct de vedere al cazului penal, că până la urmă s-ar putea să fie asta. Și nu aș risca nici, nu știu, financiar, nu vreau să mă, asta e, am niște bani puși deoparte și asta ar fi trebuit să facem dinainte, nu de acum. Adică să avem da, uite, un buffer. Ștefan, scuză-mă că te întrerup, o să ne întoarcem după ce termin tu, o să ne întoarcem la sondajul pe care l-am făcut pe grupul nostru, pentru că mi se pare destul de interesant, mai ales că 60% dintre fotografii de nuntă care au răspuns la chestionarul ăsta nu sunt pregătiți pentru situația asta de criză. Mulți dintre ei spun că sunt mai bine de 55% care spun că nu își vor putea susține business-ul mai mult de 3 luni, ceea ce mi se pare oarecum dramatic. Bun, și ce facem după 3 luni, man, că asta e, știi? Că de stat bun, hai să ne întoarcem unde am rămas la întrebarea de mai devreme cu evenimentul și apoi revenim și la chestionarul pe care l-am făcut pe Webcam Community și pe grupul fotograf cameramani, pe unde s-a mai plimbat, ca să putem să strângem niște răspunsuri relevante, ca să putem să avem un punct de pornire pentru o discuție. Da, m-am pierdut acum, mi-am pierdut ideea. Era vorba de Alexandru, care mâine are un eveniment da. Și nu știa exact ce să facă. Eu unul aș zice pas. Aș zice pas pentru că niciodată nu știi. Cred că avem un inamic invizibil, în primul rând. Nu-l vedem, nu-l mirosim, nu-l adulmecăm, nu există. Efectiv, nu ne dăm seama dacă ne infectăm. Cu oricine am putea intra în contact, oriunde am putea pune mâna. Și atunci, cel mai bine ar fi să evităm locurile aglomerate. Acum știu că... Te rog. Mi-a scris, zice, uite, era vorba de un avans de 250 de euro pe care o să-l returnez și asta e. Da, sunt miri tineri, au civila făcută și fac o ceremonie religioasă acasă. Ideea e că nu sunt sigur că se limitează la 30 de persoane. Nu știu, nu-mi dau seama care era ceva de genul sub 50 de persoane în momentul de față. Dar eu personal nu m-aș duce. Da, asta zic și eu, adică nu știu, aș evita. Și cred că cel mai important este să ne vedem de treaba noastră și să stăm acasă și să nu ne gândim în primul rând la noi, ci la cei pe care îi putem afecta. Și aici mă refer la, din punctul meu de vedere, la părinți, pentru mine. N-am de unde să știu dacă sunt purtător sau se manifestă la mine și n-aș vrea să ajung să dau acest virus mamalui ce este părinților mei, pentru că din câte am văzut din statisticile pe care le-am văzut până acum, am văzut că cei peste 65 de ani sunt mai afectați decât cei până în vârsta de 65. Și atunci n-aș vrea să duc această boală părinților mei. Sau bunicii mele care are 80 de ani și aș vrea să o văd cât mai mult în viață. Marian. Da. Da. Dacă ai fi fost tu în situația asta mâine, eu sunt invitat, eu tac. Păi, ați apus o întrebare. Păi, am zis cumva Ștefan da. Merita nu, un pic Ștefan de aplauze e, pentru da, că sigur. A lucrat toată ziua. Cu siguranță nu m-aș fi dus. Și nu că doar că nu m-aș fi dus, și că am și amânat multe ședințe, foarte multe. În perioada asta aș fi avut niște ședințe de campanie
35-40 de ședințe de portret, au fost amânate și workshop-urile de la București și Iași, și asta e o dovadă că Suntem responsabili. suntem responsabili și că cu siguranță nu m-aș fi dus la acel eveniment. Mie nu mi-e frică, sunt atent pe unde merg și unde merg, cu cine merg sau cu cine mă întâlnesc. Și cu atât mai mult n-aș fi mers la o nuntă sau un eveniment cu 30 de persoane sau ce ar fi, pentru că n-am nicio siguranță în ceea ce privește prezența persoanelor acolo, de unde vin, cu cine au luat contact și așa mai departe, și n-aș vrea să aduc acasă acel COVID. Guvid. Deci Da, e... răspuns guvid. răspunsul este nu. Acel Deci guvid. Răspuns este... corect, nu, da. Da. Răspuns Deci corect, nu. mergem mai departe cu doi Acela, de nu. același lucru i-am răspuns și eu. Alexandru a zis că nu o să meargă și o să le dea banii înapoi. Nu se simte sub presiunea vreunei chestii, vreunui review negativ pe internet că nu o să se ducă mâine. Am înțeles că a sunat Miri, a luat legătura cu ei și o să le returneze avansul și o să le ofere o ședință foto din partea lui. Sună frumos, adică în ziua de astăzi putem să facem lucruri de genul ăsta. Bun. Întrebarea era cum sunt afectate businessurile de fotografie și videografie de nuntă din cauza răspândirii acestui virus. Noi am făcut acel formular pe grup, care a circulat și pe grupurile de fotografi și pe grupurile de videografi. Au răspuns 70% fotografi și 30% videografi. Unul dintre răspunsuri, una dintre întrebări era pe o scară de la 1 la 10, cât de mult crezi că este afectat business-ul tău în urma răspândirii virusului COVID-19 și a restricțiilor impuse de stat? Mai mult de 60% sunt foarte îngrijorați, în sensul că cred că va fi afectat foarte serios. Voi cum simțiți treaba asta? Hei, îmi dai voie, Marian? Sau? Da, te rog, ești invitatul meu. Vai. Personal. Amândoi sunteți Da, invitații mei, nu, vă nu, rog. dar el este invitatul meu. Da, eu, hai să zic că într-un fel sau altul vom trece de această criză, că totul va fi bine, într-un final se va încheia cu bine. Problema mea nu ar fi acum, astea 2-3 luni, ci ce se va întâmpla după. Asta este preocuparea mea la ora actuală, pentru că e clar că până se vor pune în mișcare, nu știu, până se va pune în mișcare economia, noi nu vom avea evenimente. E clar, oamenii fug și cred că va fi un fel de criză din 2009, așa cred eu. Poate mă înșel, Doamne ajută să mă înșel. Dar eu mă gândesc cu... mă gândesc foarte, foarte așa gânditori, măi, ce se va întâmpla după? Ok, trecem de perioada asta. Cu bine, cu rău, nu, eu sper să nu dureze mai mult de 3 luni, 2 luni jumate, 3 luni, adică să se ajungă undeva acolo. Dar după ce se termină aceste 3 luni, aici este semnul de întrebare, până când se va debloca totul, până când mirii vor începe să facă evenimente, asta depinde și de locații și de ei. Am mai auzit și povești că acum se cer bani pentru dacă vor să-și mute data. Na. Într-un fel sau altul, știi, cred că e un efort economic destul de mare pentru ei și clar au fost prinși pe nepregătite. Deci, Păi preocuparea mea ar asta și fi zic după. că Ce facem după? mă... Că aici este... Nu, Adică... întrebarea principală este ce facem acum, în perioada următoare, pentru În că mi perioada se pare următoare... primordial să... În perioada următoare e clar că nu ai ce să faci, Marius, adică totul este blocat. Ce poți să faci? Să-ți faci publicitate? O să mă apuc să-mi fac publicitate? E clar că nu mai funcționează publicitatea acum. Nu știu, ce De aș ce putea să fac? crezi asta?
De ce crezi că nu funcționează publicitatea acum? Hai să zic că ar funcționa publicitatea, uite, eu, soția mea, de fapt nu eu, împreună, hai să zicem așa, ea mai are un studio de fotografie de familie și să știi că până acum 2 zile încă s-au mai primit cereri. S-a făcut sponsorizat și s-au mai primit cereri, dar vroiau gravidele să facă peste 2-3 luni. Deci nu niciun caz acum luna asta sau luna viitoare. Deci oarecum depinde și de domeniul în care activez, că acum la nuntă, nu știu, să fac ce, să arunc niște bani, să mă vadă oamenii pe net. Ok, mă văd pe net și după aia... Uite, o să-l întreb pe Marian, pentru că noi discutam zilele trecute și el, dar și eu am primit cereri pentru Marian, când? Iulie 2020, nu? O cerere chiar venită astăzi. Azi eu am dimineață, primit câteva cereri pentru februarie, aprilie. Deci mi se pare că dacă nu stăm degeaba zilele astea, putem găsi soluții pentru viitor. Dar putem să postăm. Ah, scuze. Scuze. Te rog, Maria. Ești invitatul meu. Mulțumesc. Marian, eram la întrebarea din da. Sondaj. Cât de mult e afectat business-ul tău? Cu siguranță este afectat. Deja este afectat. Și anume, cum am spus mai devreme, stai să-mi scot o cască ca să mă aud, că altfel am impresia că vorbesc în gol. Deja resimt așa o gaură în buget, dar nu mă panichez sau nu o iau așa ca pe niște gaură, ca pe o, nu știu, pierdere firească. Nu e ceva ce eu am făcut, am greșit și nu a funcționat bine. De dimineață am primit, chiar m-a șocat, un e-mail pentru perioada iulie-august și am răspuns afirmativ pentru perioada respectivă. Cu ceva vreme în urmă preziceam faptul că, să zicem mersi, și în ghilimele, să zicem mersi dacă o să ne fie afectată doar luna mai și puțin din iunie. Așa am zis. Așa am zis, cred că și ție, Marius, ți-am zis, cred că am mai zis și în grupuri restrânse de prieteni, nu mai știu exact cui am mai zis. Eu m-aș mulțumi cu pierderea lunii mai și cu puțin din iunie. Dar dacă e să fie să avem, cumva să prelungim această așa zisă criză, trebuie să ne gândim din timp, și acum este momentul, adică azi, nu mâine, nu poimine, ce ar trebui să facem, câte resurse avem disponibile și cum ar trebui să gestionăm noi situațiile, astfel încât noi să funcționăm cel puțin ca oameni și nu neapărat ca fotografi. Pentru că nu mai este vorba de tu, fotograful, ci este vorba de tu, omul și familia ta. Mamă, tată, copii și mai departe, surori, frați. Trebuie să-ți cauți o soluție. Eu am o soluție cumva de backup, un plan B de criză, ca orice business bun, după cum toată lumea bine știe, un business bun ar trebui să aibă o soluție de criză. Dacă n-ai soluție de criză, degeaba ai și de miliarde de încasări. Dacă tu, când a venit cea mai mică ființă din lume, te-a dărâmat. Ființă, fine. În cazul de față nu vorbim de buturuga mică, vorbim de o buturugă mai mare. Da, vorbim de buturugă mare, da. Așa, dar le recomand tuturor fotografilor să își iau o foaie de hârtie, să-și pună prioritățile, să scoată cheltuielile inutile, să vadă de unde pot scoate din cheltuieli, să tai din cheltuieli și să se vadă prin vară-toamnă, să-și facă scenarii, să vadă unde ar putea fi. Să-și facă scenarii negative, ca să poată ieși din ele. Da? Nu vrem să fim depresivi. Eu nu sunt depresiv. Eu, dacă am depresiv în prejurul meu, devin... Nu poți să funcționezi. Nu, devin irascibil. Nu funcționez. Mi se face... În fine. nu rezonez cu oamenii depresivi. Dar nu înseamnă că nu-i înțeleg. Înțeleg, dar nu rezonez cu ei.
Așadar, sfatul meu principal în momentul de față, nu știm ce o fi săptămâna viitoare, dar în momentul de față este să avem cumva în vedere august-septembrie. Cu sau fără evenimente, cu sau fără boală. Uite, m-a întrebat cineva astăzi, zice, bă, am văzut că ești prieten cu Marian Sterea, mi se pare că e unul dintre fotografii care are business-ul de top din România și m-a întrebat, zice, bă, crezi că Sterea e pregătit de treaba asta, cât crezi că ar putea să ducă... Cine zicea? Dacă n-ar... Un amic mi-a scris pe Facebook, nu o să pot să-ți dau numele acum, o să ți-l spun în privat, m-a întrebat, zice, bă, cât crezi că poate să ducă Sterea, că mi se pare că el este top de top, știi? Și așa te la mine este lumea. Foarte simplu. Eu o să vă dau răspunsul public și este foarte simplu. Zilele astea eram în discuții cu actuala mea soție. Fosta ta prietenă, din câte știm. Fosta, da? Fosta mea prietenă. Da, e la modă. Așa? Și ne întrebam dacă să ne mutăm sau nu la țară de acum pe termen nelimitat. Încă nu știu, încă n-am hotărât dacă ne vom muta sau nu la țară, dar probabil pentru noi cea mai bună soluție ar fi să ne mutăm la țară, să ne debarasăm cumva de cafeluța de dimineață și de știrile de la orice alt program, nu neapărat Pro TV sau Antena, nu contează, și să încercăm să ne aerisim cumva creierul, dar totuși să fim informați și la zi. La țară acolo am suficient spațiu în cei 5.000 de metri pătrați să fac și mișcare și ce-o fi și să trebăluiesc prin curte astfel încât să mă mai detașez puțin de toate știrile prezente pe media. Încă urmărești, nu știm. Asta ar fi... Știrile? Da, urmăresc știrile, cum să nu? Îmi place să fiu informat. Spunea cineva la un moment dat... Știrile sunt bune pentru că dacă te trezești cu tancurile în fața blocului, vrei să știi de unde au venit. Și... Corect. Na, adică dacă mâine m-aș trezi cu tancuri, aș vrea să știu de unde sunt. Momentan... Asta ar fi soluția mea. Ne putem gândi că putem trăi și cu mai puțin de cât am avut până acum, nu neapărat să mergem la restaurant sau la cafenele, așa că cei care au, am prieteni în listă, cei care au o casă la țară sunt momentele astea binecuvântați. Uite că s-au strâns deja peste 500 de răspunsuri la formularul pe care l-am făcut noi pe comunitatea webcam. Oho, erau 3, sunt 14% dintre cei care au răspuns care nu își pot susține business-ul mai mult de o lună în condițiile actuale. Adică ce e de făcut pentru ei? Da. E, uite, aici ar putea interveni... Am înțeles situația noastră, poate noi suntem printre cei care s-au pregătit de treaba asta sau suntem oarecum pregătiți, dar ce facem cu cei care nu sunt pregătiți? Ai ceva sfaturi pentru ei? Pentru cei care nu sunt pregătiți? Dar nici noi n-am fost pregătiți, dar... Nu, dar pregătiți în sensul în care ai o bază. În care n-ai făcut investiții cu 2 săptămâni înainte sau aia înseamnă pregătit, nu? În ce fel pregătit? Bănuiesc că financiar, nu? Sau moral? Cred că ambele sunt importante. Adică dacă nu stai bine cu moralul, psihicul în perioada asta, moralul, banii nu te pot ajuta. Moralul bate financiar. Adică dacă tu ești, dacă ești pregătit moral, crede-mă că poți merge în pădure 2 luni și cu un cuțit și cu un cort și cu un sac de dormit. Te descurci. Și cu conserve. Te descurci bine, dacă ești cât de cât pregătit moral și nu neapărat moral, dar și pe teren. Financiar, aici nu mai depinde neapărat de tine, că dacă ai o rată, o chirie, gata. Da. Punct. Adică ești nepregătit. Dacă nu ai buget dinainte stabilit pe o perioadă
da, de câteva luni cel puțin. Ștefan, vorbeam cu tine, vorbeam cu tine astăzi și te întrebam cam de la cât ar pleca minusul tău lunar. Cam cât trebuie să acoperi lunar în ziua de astăzi. Deci aveam... Până ajungi la zero, cât trebuie să completezi ca să ai un start bun într-o lună? Da, nu pot să-mi dau seama, dar pot să zic ca idee câți bani dădeam pe lună până acum în ambele locuri. Studioul Mihaelei, și studioul Mihaelei era 700 de euro fără utilități și la mine sunt 300 de euro. Deci erau 1000 de euro pe care trebuia să-i acopăr fără să mănânc, fără să bag combustibil, fără să cumpăr mâncare la copii, fără să fac nimic, numai chiriile. Și s-ar putea ca să renunț oarecum la unul din cel care dau mai mulți bani, pentru că nu știu ce se va întâmpla. Adică n-am o predictibilitate, nu știu ce va fi peste o lună, peste o săptămână, peste două zile. Adică eu m-am trezit... Cât ești dispus să aștepți? Am un buffer de 7-8 luni. Asta în cazul... Mă refer și fără chiria mare. 7-8 luni spre un an pot să stau liniștit. Adică să-mi plătesc facturile... Să vin la studio aici unde fac și live-ul acum. Deci aș avea un an buffer. Problema e că am prieteni care nu-și permit, nu știu dacă este un lux, dar nu-și permit să stea atât de mult acasă. Și unii sunt îngroziți, alții sunt... nici nu știu ce să se gândească, pentru că la rândul lor nu știu ce se va întâmpla în viitor. Da. Și cum ai simțit comunitatea videografilor? Pentru că tu ești mai conectat la comunitatea videografilor decât suntem noi. Cum ai simțit-o? Bănuiesc că ai primit răspuns, ai primit întrebări zilele astea. Da, am primit întrebări de la oameni. Am primit în primul rând întrebări dacă au fost miri care și-au anulat evenimentele. Și eu unul până acum n-am avut decât o singură pereche care a zis că își va muta evenimentul, îl va reprograma. Până acum nu am primit notificări, nici telefoane, absolut nimic. Dar... Uite, ca să-ți dau un pic din răspunsurile oamenilor. 30% au spus că au avut între 1 și 3 evenimente anulate. Nu-mi dau seama dacă fiecare a răspuns pentru nu sau nu. Asta era acum o săptămână. Dacă au fost acum mai puțin de o săptămână. A fost sâmbătă seară. Da, 6 zile cred că sunt de atunci. Da, între 4 și 6 au răspuns 10,5%. Între 7 și 10, 5,1%. Nu au evenimente anulate, 47,6%. Este cineva care a spus că are și peste 15 evenimente anulate până în momentul de față. E o situație care ne... Da, acum revenim la videografii. Îți dai seama că și videografii, la fel ca și fotografii, sunt în aceeași situație în mare parte. Zic în mare parte pentru că sunt nunți unde știți foarte bine că sunt numai fotografi și comunitatea voastră mi se pare mai mare decât cea a videografilor din România. Păi, și după numărul de răspunsuri, sunt 70% de la fotografi, 30% de la videografi, deci mi se pare că oarecum e mai mare comunitatea fotografilor. Da, este mai mare comunitatea voastră și prețurile voastre încep de la 800-1000 de euro, la noi încep de la 5-600 de euro. Hai să nu dăm prețuri, că nu mi se pare ok relevant. Să dăm niște prețuri de început sau de sfârșit. Vorbim pur și simplu de situație. Marian, crezi că o să fie nevoie să scădem prețurile în perioada următoare? Nu neapărat. Cred că ar trebui să fim atenți în perioada următoare. Eu, sincer, dacă ar fi să fie vorba de scăzut prețuri, ar putea face discounturi dacă nunta se mută joia. Adică dacă nunta are loc sâmbătă, duminică, mai, iunie și vor să o mute joia, nu știu, în orice lună, august, septembrie, iulie și mai departe,
aș putea face un discount pentru faptul că se mută joia. Exact așa am văzut și în Anglia, cât nunta este mai aproape de luni, de ziua de luni, cu atâtea oamenii primesc mai multe discounturi din partea serviciilor, restaurante și mai departe. Uite, mă scuz că te întrerup, Marian, era cineva care comenta ieri la o discuție pe grupul nostru, spunea dacă la anul o să percepem aceleași tarife ca anul ăsta sau o să ne gândim la tarife adaptate la 2021. Cum ți se pare toată treaba asta? Și Silvia Naie e cea care mi-a arătat comentariul respectiv. Unde? Pe grupul nostru, pe Webcam Community. Ah, ok, pe grupul, da. E cineva care a zis dacă ne vom păstra prețurile de anul ăsta în cazul unei reprogramări sau le vom adapta la 2021. Dar adaptare, nu-mi dau seama ce înseamnă. Adaptare înseamnă, exact, adaptare. Eu fac de 11 ani fotografie de nuntă. Și de doar câțiva ani, cum aveți celor care mă urmăresc și îi salut pe toți. Doar câțiva ani sunt în, să zic așa, profitabilitate cumva. Mulți ani am fost la limită. Cred că de 3 ani și ceva, abia de 3 ani și ceva, sunt într-un profit. Deci pot spune că de 7-8 ani eu am muncit ca să ajung aici și nu aș vrea să dărâm asta într-un singur 6 luni sau un an. Mai degrabă decât să o iau de la zero sau să încep să intru iar în minus, mai degrabă mă mut la țară și plantez cea jumătatea mea de hectar, pun o plantă frumoasă și văd eu, lucernă ce o fi. Ok, aici doar vreau să te întreb. Ok, asta vei face tu, dar hai să luăm și situația unui om care na, poate nu poate decât 3-4 luni să se susțină. Ce faci? Trebuie să găsești soluții, nu ai cum să îți pui la nesfârșit întrebarea ce facem. Trebuie să găsești soluții. Depinde, nu există rețetă pentru că, cum zicea și mai devreme cineva, eu am 3 copii, nu pot pleca la țară, în munți sau unde am zis eu. Pentru fiecare sunt diferite. Băi, cu siguranță... Ieșirile din situațiile astea sunt diferite. Variantele sunt diferite, adică pentru cei care au copii e mai complicat, pentru cei care n-au, pentru cei care sunt singuri. În momentul în care treci pe hârtie priorități și mai puțin priorități, o să-ți dai seama că dacă e singur, poți să treci mai ușor peste treaba asta, o, din da. Punct de vedere material, dar nu o, da. Moral. Că nu ai pe nimeni care să te susțină alături sau, mă rog, aici e un efort mai mare. Uite, zice, ai fost nevoit să returnezi vreun avans, taxă de rezervare până acum? Întrebarea e, voi cum aveți trecut în contract, taxă de rezervare sau avans? Pentru că mulți zic, băi, dacă ai trecut taxă de rezervare, nu trebuie să dai bani înapoi oamenilor. Mie mi se pare că într-o situație de genul ăsta ar trebui găsită o cale de mijloc, dacă trebuie. Voi? Ați fost puși în situația să returnați nu, ceva? Nu, trebuie să nu. Nu, n-a trebuit să returnez nimic momentan. Nu. Momentan. Nu, n-a trebuit să returnez momentan. N-a trebuit să mă returnez și sincer să fiu, nu știu dacă ce mi-am scris în contract. La forță majoră. Întrebare scurtă ca să putem să continuăm după aia. Dacă ai fi acoperit de contract, cum ai gestiona situația? Ai fi mai maleabil, mai puțin maleabil? O să-i ăsta ai contractul, eu vreau banii. Dar îți dai seama că în situația asta n-ai decât să fii maleabil, adică încerc să mă pun și eu puțin în pielea oamenilor. Sunt oameni care poate au investit 5, 10, 15.000 de euro și na, poate au muncit banii aia. Și aș încerca să fiu mai maleabil, să găsim împreună soluții, știi? O să iau o precizare de pe chat de la Petrică Tănase, care zice: eu sincer cred că ideea de mai ieftin în perioada următoare este primul pas major către faliment. Da. Corect. Băiatul de la... Și eu sunt de, salutare, eu sunt de acord, Petrică. Sunt de acord cu el. Corect. Nu trebuie să îți afecteze calitatea muncii și nici felul în care abordezi business-ul. Fotografii, sincer, s-au făcut și pe timpul războiului. Bunicul meu plătea
Acum, dacă, domnule, ce ești fotograf, nu e adevărat. Bunicul meu plătea fotograf cu un paner de păpușoi. Pentru cine știe ce e la paner, coș. Coș. Cu un coș. Paner de păpușoi sau cu un Coș de paner de porumb. Cartofi, da. Așa plătea fotograful și datorită acelor tehnici la vremea respectivă, eu am poze cu familia, cu bunicii și cu străbunicii mei. Într-un fel sau altul, n-ar trebui să ne, să ne scădem cumva felul de a gândi business în fotografia de nuntă. Trebuie să rămânem lucizi și să ne gândim cum ar trebui să trecem de perioada următoare. Și anume, eu zic că până în aprilie, jumătatea lui mai cel puțin. Să găsim soluții. Și să le găsim... Uite, următoarea întrebare din chestionar este: ai o strategie de business prin care să depășești această situație? Efect ce vorbeam noi la început. Răspunsurile sunt așa, 28,6% au o strategie de criză pentru situația asta. În schimb, 71,7% nu au. N-aș vrea să zic că chestionarul ăsta este relevant pentru o întreagă industrie. Sunt 500, aproape 500, sunt 500 de răspunsuri pentru, să zicem, un eșantion de 15.000 de fotografi și videografi de nuntă din România. Ar putea fi relevant cu o marjă de eroare de 4-5%. Nu putem să vorbim de întreaga industrie, dar putem să vorbim de cei pe care îi știm noi foarte bine. Da. Oamenii sunt nepregătiți, Marian. Ștefan. Ne-a prins efectiv în offside. Deci... Ștefan e genial. E genial. Zice, uite, zice cineva. Nu. Zice cineva, forță majoră. Forța majoră apare de răspundere partea care o invocă, dar noi suntem da, în situația în care calamități. Partea majoră poate fi, da, poate să poate fi invocată în, de ambele părți. Da. Ce facem în situația în care e invocată de ambele părți? Păi depinde cum este făcut contractul. Bun. Mă rog, am schimbat subiectul. Era vorba de strategie, că suntem prinși, descoperiți și că 72% dintre fotografii și videografii de nuntă din România sunt fără plapumă în momentul de față. Eu acum și iau... Și nu vine iarna. Da, iau cazul meu. Am venit la birou, am început să-mi fac curățenie în toate materialele, pentru că efectiv am avut și... Nu e suficient, Ștefan. Nu e suficient. Stai dacă puțin. Faci curățenie, nu, stai e, puțin. Nu e suficient stai să puțin. Treci peste moment. Stai puțin. Păi, curățenia eu am nu zis te ajută. Situația mea. Eu am zis situația mea, Marian. Ce fac acum? Pentru că nu am nimic, adică nu mai merg la niciun eveniment. S-a asistat absolut tot. Absolut ia tot. Copii, ia fetele și stau ia soția în casă. Și du-te în Apuseni. Da, mulțumesc. Să vedem ce păi zice Mihaela. Nu e atitudine. Asta nu e atitudine. Păi, nu știu, uite, mă gândesc... Mai e o întrebare aici, băieți. Zice, ai venituri suplimentare care vor fi sigure în perioada următoare? 39% spun că da. Voi credeți că ăștia 39% sunt cei care au și un alt job pe lângă fotografia de nuntă și videografia de nuntă? Scuze, eram am văzut o întrebare interesantă pe chat și zice training-uri online. Hai să preluăm întrebările da. pe măsură ce poți avansăm. Să mai repeți o dată, citeam ce era pe... Scuze, Marius. Întrebarea era: ai venituri suplimentare care vor fi sigure în perioada următoare? 40% dintre cei care au răspuns au zis că da, restul au spus că nu și nu știu sigur. Adică nu sunt sigur. Cei 40% dintre cei care au venituri suplimentare, crezi că sunt cei care au și un alt job și fac fotografia de nuntă ca un hobby? Ca să-și completeze veniturile, bani de vacanță? Pentru că așa cred că e împărțită cumva industria noastră. Sunt cei care au un job și mai fac și fotografie și videografie de nuntă ca să-și completeze veniturile și cei care doar trăiesc din asta. Bă, eu nu am altă meserie. Adică știu să fac și alte lucruri. Asta nu înseamnă că nu o să zbori. Da. Adică
Na, dar nu știu, pe termen scurt n-am decât să stau acasă, mi-am propus să stau acasă o lună și să mă gândesc atunci când va trece perioada ce voi face, câți bani voi da la marketing, pentru că e important ca atunci când se iese din criza asta să fii pe piață. Și de asta zic că am venit aici să-mi fac curățenie, să-mi fac niște materiale cu care să mă promovez după ce va trece această perioadă. Acum, ce pot să fac? Că este închis peste tot. Adică, ce aș putea să fac acum? Asta este singura mea Ștefan, strategie. Te Ștefan, rog. Ștefan, scopul nostru nu este acela de a-i băga pe oamenii în depresie. Oh, nu. Repet. Așa. Și mai Trebuie spun să-i motivăm că, cumva. da, și mai spun că cea mai bună soluție în perioada asta este să-ți faci, în primul rând, curățenie pe site, curățenie în mintea ta, în priorități, și să gândești într-adevăr, o strategie de promovare. Și chiar să-ți faci promovare în perioada asta. Că ce crezi? Vine 2021 și ce crezi? O să vrem să mâncăm pâine și în 2021. Înțelegi? Da. Hai să... Că nu mâncăm 3 luni pâine. Mare brânză. Mâncăm pâine uscată în loc de pâine neagră cu nucă. Înțelegi? Hai că nu e chiar atât de groasă. Și gândește-te pentru toamnă, iarnă, anul viitor. Eu așa aș Uite, face. zice Marian, zice Petrică, tot Petrică Tănase, zice, lipsa unei strategii de business e atunci când nu faci fotografie doar din pasiune. E o greșeală fatală, din păcate, pentru mulți din branșă. Da, vor fi mulți care vor dispărea efectiv din piață. Corect. Deci, lipsa unei strategii de business atunci când nu faci fotografie doar din pasiune, este o greșeală. Corect. Dar pasiunea ajută, nu te reține. Bun. Preluați voi, că voi sunteți... Eu sunt invitat, eu vorbesc când vreau. Zice Paul Budușan, eu unul sunt bucuros în momentul de față că am un alt job. Și nu e singur în situația asta, după cum am văzut, sunt 40% dintre cei Săracul care... Da, Paul da, da, Budușan, Paul scuze-mă. e la E smurt, în prima săracul. linie. Da. Da, mă, Paul Și e la smurd. ar trebui să luăm cel puțin 200 de like-uri doar pentru că Paul a comentat aici și Da? Uite, like-ul este Paul, pentru... un like de la mine. Ți-aș da mai multe, dar nu am. Aia Love. e situație de criză. Dar îți dau, tată, Da, ei... Paul e un băiat extraordinar, ca să sărim așa de la una la alta, este fotograful de la Smurd. Chiar discutam cu el zilele trecute, nu mai știu, și mi-arătam niște poze trase cu telefonul din prima linie de acolo, unde merge el, și am zis, tu ar trebui să scoți o carte cu pozele astea. Adică are niște poze geniale Sau măcar le-a pus pe Facebook, puteți să-i de dați la share și îl deschideți muncă. acolo. De la Smurd, vă imaginați că el face cu aceeași pasiune și fotografia de nuntă, dar și care este termenul branca, habar n-am, nu știu care este, Brancardier, pe cred. ce Nu e branca, nu știu. brancardier, nu, Nu, glumesc, este... nu, 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 nu. E Ștefan al Halitum. intervenție Smurd, da, hai să o luăm așa, să zicem așa. Și el este foarte expus acolo. Și mulțumim că e prietenul. Are 16 like-uri deja. Probabil că are 38 de cereri de prietenie. Cum Nu o se să mai întâmplă de facă obicei. față. Da. Repet, celor care sunt aici, căutați Paul Budușan în comentarii și pe Facebook. Și Este mai avem pe cineva în prima linie, Marian. Îl mai avem pe și Vlad mai Rodoabă, sunt. care astăzi era, a pus un selfie pe grup cu el îmbrăcat în, mă rog, era, zice că a mers pe lună. Da. Dar Paul Blușan chiar e la Smurd, nu e glumă, el chiar este în Și prima linie Vlad acolo. e tot acolo. Și Vlad tot acolo. Da, și Vlad, și Vlad, și Vlad, și Vlad. Da. Uite, au Ce să început să zic? curgă mesajele în privat, nu știu, Daniel o să Micu aici. spunea mai devreme, Daniel Micu spunea, am pierdut comentariul la început, Păi zic asta, că o să-l caut da, eu. ăla cu nunta de la Babadag, cum că ieri a fost nuntă mare la Babadag, am pierdut-o, că e foarte aproape de Jurilovca, unde am eu casă, la vreo 15 km. Asta e. Nu-mi pare rău că am pierdut-o. Da.
No, am găsit un comentariu de la Daniel și zice cel mai bine să propune mirilor să facă și joi, vineri, nunțile cu un discount din partea noastră. Ce părere ai despre asta, având în vedere că doar banii, din păcate, stimulează omul? Așa zice el. Nu, eu aș veni cu discountul ăsta ca să-i conving să facă și joia. Nu faptul că stimulează doar banii pe ei. Nu cred că asta e. Uite, Alexandra Ed zice traininguri online sunt și ele o soluție. Asta... În condițiile în care nouă ni s-au anulat două offline, cei drept. Nu s-au anulat, le-am amânat noi. Le-am amânat noi, nu s-au anulat. Ideea este că trainingurile online ar putea fi o soluție în măsura în care economia funcționează, pentru că oamenii nu știu cât de dispus sunt să mai investească acum în Barbu Mateescu ne-a urecheat. Barbu Mateescu a zis că mulțumim celor din sistemul medical, dar revenim totuși la topic. Este de actualitate Barbu Mateescu și faptul că avem fotografi de nuntă, colegi din Breaslă care sunt la smurd. În prima este linie. Din topic, e din topic. El este exact expus acolo unde zboară toate bolile prin aer. Ei, nu el. Revenim la topic. Marius, hai, continuăm cu întrebările și nu, cu... Zice, Petre, hai să luăm și din întrebările legate de formular. Zice, când ai pus pe grup întrebările, nu a fost declarată starea de urgență. De atunci până acum s-au închis foarte multe afaceri. Au fost trimiși acasă în concediu tehnic, șomaș tehnic, bănuiesc că am vrut să zică, fără plată. Deci nu mai au siguranța. Poate doar cei care lucrează în fabricile de hârtie igienică și drojdie să fie siguri de venituri în perioada următoare. Mă rog, pe noi ne interesează mai mult de noi, ca să zic așa, pentru că uitându-ne pe hotărârea aia care s-a dat, businessurile cu activitatea noastră, cu codul KN7420, nu sunt băgate în seamă, deci noi am putea să murim oricând și nu ne-ar băga nimeni în seamă. Da, uite, o să și vorbim asta, sper. Din câte mi-ai zis mai devreme, vrei să aduci în discuție și faptul ăsta că la noi nu este reglementat oarecum meseria asta, adică ce ești, fotograf, dar unde te încadrează, adică unde ești încadrat și cred că acum, poate în momentul ăsta, am putea să facem o asociație care ne-ar ajuta să fim și noi în, la codul muncii acolo, cred. Da, uite, zice cineva, am o întrebare pentru voi. Dacă situația se prelungește atât de mult încât să epuizați resursele, vă gândiți să vă angajați în alte domenii? Păi dacă o să se prelungească situația, nu o să ne putem angaja. Nu o să mai avem unde. Adică... Exact. Dacă adică situația se prelungește. Unde? La smurd? Unde să ne angajăm? Lasă-l pe Paul Budușan acolo. Și pe da, probabil asta ar fi o variantă. Zice Daniel Dumbravă, ce este o situație dificilă pentru toți. Din punctul nostru de vedere, mama și tata, fotograf, doi copii, ca și mulți alții, este foarte greu. Dar cred că instinctul nostru al părinților de a supraviețui, exagerat spus, de a-și salva copiii, ne va scoate sigur din orice situație. Și vom supraviețui, nu știu cum, dar vom supraviețui. Mai era o întrebare sus, stai puțin, era ce dacă credeți... Dacă vezi Ștefania Otu, te rog. Da, ce credeți luna iunie este compromis, ar trebui să reprogramăm evenimentul? Asta probabil este o întrebare, vine de la o mireasă? Webcam? Da. Da, la webcam încă n-am, dacă Oana despre asta Slimac. E vorba, încă n-am luat o decizie. Oana Slimac întreabă. Dacă luna zice iunie cineva este compromis. Cătălin Anghel a dat startul unei asociații mai nou. Și noi am dat startul unei asociații care este pe roate. 2017. Era pregătit 2017, era pregătită de lansare cu 7 evenimente în țară pe 30 martie. Dar o să discutăm despre asta în seara asta. Bun, asta ar fi o variantă pentru noi, pentru că nu avem o asociație care să ne reprezinte. Noi ne-am chinuit de ceva vreme să pornim treaba asta, Asociația Fotografilor Profesioniști de Nuntă din România. Asta e foarte important.
din România e greu de obținut. Și uite, era din descrierea pe care noi o făcusem, zice, suntem fotografi profesioniști care consideră că este momentul ca fotografia de nuntă din România să câștige mai multă credibilitate și respect. Respectul vine de la clienți și pentru ei trebuie să facem ceva. Există un număr tot mai mare de fotografi reali, corecți, serioși, cu nivel tehnic și artistic decent, cu un portofoliu pentru care au învățat și au muncit mult, cu un mod de lucru legal și corect, cu respect pentru client și pentru propria muncă. Asta era înainte de coronavirus, de COVID. Cumva va trebui să readaptăm toată treaba asta. Care era planul nostru cu asociația asta, mai ales că eram susținuți și de câteva branduri, printre care și F64, chiar acum 3 luni, dacă nu mă spun, cred că prin decembrie am avut o întâlnire cu Marian Alexiu și îi povesteam despre proiectul nostru și a zis că ne susține cu tot ce vrem să facem. Asociația va porni, pentru că este nevoie de asociația asta și va porni zilele următoare. Dacă intrați pe afpnr.ro o să găsiți un site-ul încă nu este vizibil pentru toată lumea, dar o să găsiți acolo un formular în care vă puteți înregistra mail-ul. Avem peste 700 de fotografi care s-au înscris în baza noastră de date și așteaptă vești de la noi. O să-i dăm drumul zilele astea. Inclusiv ne gândim ca primele 6, nu vrem să facem o taxă de înscriere momentan, primele 6 luni vor fi gratuite. Marian, vorbeam astăzi despre structura asociației și spuneam că o să existe un comitet care va decide cine intră în asociație și cine nu, pe bază de portofoliu, nu? Corect, pe bază de portofoliu. Pe bază de portofoliu și pe bază de, dacă are o formă legală, care să includă ca și cod CAEN 7420. 7420, da. Da, bănesc că Ștefan e un pic departe de discuția asta. Noi nu așa sunt am departe, de la hai să zic că nu-s departe, pentru că acum 8 ani de zile, sau 7 ani, prieten de-al vostru și... prieten, pot să zic că este un prieten Narcis, am făcut un demers ca să facem o asociație, numai că ne-am împotmolit. Asta se întâmpla acum 7 ani de zile. Cosmin Giurgiu, Mihaela de la Photo One, cred, Narcis Tarcea și nu mai știu, mai erau vreo 2 oameni și ne-am împotmolit. Am început acest demers și ne-am împotmolit. E clar că aveam beneficii pentru cei care aderau la această asociație și oferea încredere până la urmă clientului făcând parte din această asociație și cred că este, poate că acum în ultimul, să nu zic că nu e ultimul ceas, că nu e ultimul ceas, dar poate că ne va zgudui puțin. Iar ești depresiv. Ce ultimul ceas ești tu acolo? Sunt depresiv? Păi, ultimul ceas. Folosește termen de ăștia pe bune. Păi asta zic. Pe bune. Băi, asta trebuia făcută de mult, această asociație. Trebuia făcută da, de mult, reglementată de mult. Păcate, mă bucur pentru voi că sunteți în acest demers de a face asociația. Acum cred că ar problema trebui mare este că acum ar trebui să știu. Mănâncă da. Timp și ar trebui să știi. Timp, resurse și sigur asociația asta nu se poate nu poate fi așa ca un bolovan care să se țină singură. Nu putem noi lansa noi am, și noi atât. Am susținut-o. Noi am susținut-o deja 3 ani. Din timpul nostru, din resursele noastre, fără să avem membri, fără să facem nimic, s-a alergat și Robert Rică și Narcis Tarcea pe la judecătorie, pe la nu știu unde, pe la... ca să se numească... A fost un proces ca să luăm titulatura de asociație. Un proces ca să luăm titulatura de Asociația Fotografilor Profesioniști din România, ca să ai din România și profesioniști, a trebuit să mergem la un proces. Bine, procesul n-a durat, n-a fost o chestie, dar a trebuit luni, să... Cam așa.
Da, n-a fost mult, ce să zic. Și oamenii în același timp ne întrebau și la webcam, dar ce se întâmplă cu asociația? Zic, lucrăm că să... Nu, e complicat. Și când vrei să te prezinți în fața statului cu niște solicitări pentru breasla pe care vrei să o reprezinți tu ca entitate, trebuie să te numești într-un fel. Și asta se poate face doar cu ajutorul unei entități, cum am gândit-o noi, Asociația Fotografilor Profesioniști din România. Să uite, vedem, Marian, cum propunea Narcis aici, zicea printre beneficii, zice certifică, și am văzut că a comentat și Alex Păsărelu, a scris ceva de treaba asta, ca și beneficii. Era vorba de o certificare a activității. Pentru începători putem face un curs, iar pentru ceilalți facem o evaluare. Evaluarea se face de membru director de care am vorbit, cei 11 fotografi, care vor decide în funcție de portofoliu dacă cineva va adera sau nu, care să își dea girul ca fotografia respectivului la un nivel profesional. Repetă cine sunt cei 11 fotografi pentru cei ce au intrat acum și ce pot face acei... Două secunde. Cine sunt? Ce fac ei? Și cine sunt, dar și ce fac ei? Cei 11 fotografi sunt cei care vor vota dacă portofoliul... Vor valida dacă portofoliul celui care se înscrie este... Conform standardelor pe care noi împreună cu toată comunitatea le vom impune pentru aderarea în asociație. Și stai un pic, două secunde, să deschid lista cu membrii certificați. Sunt pe site, deja site-ul încă nu este vizibil, dar noi îl avem aici în comitet. În comitet îl avem pe Paulian Prăjitură de la Adora Studio, pe Mihai Zaharia, pe Andra și Marius Drăgan, pe Florin Ștefan, pe Vlad Lodoabă, pe Zoltan Iambor, pe Sabina Mladin, pe Adina Dumitrescu, Land of White Deer, Dana și am uitat cum îl cheamă pe tip, Ana și Daniel. Bravo. Și Marius Borbulescu. Iar structura este Irina Groza, este președintele asociației. Noi doi, Marian, suntem vicepreședinți, iar cenzori sunt Narcis și Robert. Deci cam ăsta ar fi punctul de pornire. Da. Ce ai făcut? Nu, mi-a scris Gabriela, zice, nu vine să cred că eu nu sunt printre cei 11 fotografi, dar ea este dintre cei care... E fondator. Membru fondator, da. Ok. Bun, e un început ăsta, așteptăm părerile tuturor. În primul rând am creat și un grup, o să trimitem invitații pentru o mică parte de oameni la început, ca să putem să strângem niște păreri. Situația necesită o asociație de genul ăsta pentru că... E nevoie. Încerc să citesc din comentarii de aici. Mai zi din întrebările alea. Din... Zice cineva, Marius, am o întrebare pentru tine. Cei care nu vor fi primiți în asociație, ce vor face? Mi se pare că vreți să faceți doar ceva exclusivist, zice cineva. Eu sunt pentru asociație, dar nu neapărat numai unii și alții, nu. Zice Chromatic F Studio. E o întrebare bună pentru că tocmai de asta avem discuția asta, încercând să ne dăm seama cum am putea să facem procesul ăsta cât mai ok pentru toată lumea, cât mai transparent și fără să fie supărări, pentru că știm că de ani de zile se încearcă să se construiască o asociație de genul ăsta în România. Și ne-am dat seama că în situația de față suntem descoperiți tocmai pentru că nu avem asta. Momentan, nu știu, nu ne-am gândit foarte clar la aspectul ăsta, dar cu siguranță se vor face niște trieri, pentru că e nevoie ca asociația să aibă un nivel de calitate, să aibă niște standarde. Prima regulă de bază ca aderare este să ai o formă juridică și să ai 7420 ca
activitate, iar apoi portofoliul tău să îndeplinească niște niște standarde. Mi se pare normal să fie așa. Pentru că altfel, dacă ar intra toată lumea, nu va exista un echilibru cumva. Deci cineva, în felul ăsta putem să-i facem pe oameni să progreseze, să se gândească că au nevoie să intre într-o zonă de într-o zonă a fotografiei de nuntă doar dacă muncesc și doar dacă înscrie cineva tocmai la discuția asta și să fie și un barem de preț. Nu putem să includem pe cineva după baremul de preț, pentru că știm că sunt fotografi de nuntă foarte buni care au prețuri mai mici decât alții. Deci nu cred că ăsta ar trebui să fie un criteriu ca și barem de preț, ci mai degrabă calitatea fotografiei. Bun, și cei care nu vor fi primiți acolo, ce ar trebui să facă ca să ajungă în această asociație? Da, era trecut aici tot așa, asta înaintea variantei de criză, ca și plan, ne gândeam să facem niște cursuri de formare profesională prin care să-i ajutăm pe cei care nu au fost acceptați, un fel de școală de fotografie de nuntă, pentru că nici asta nu există în România. Da, adică să cei care nu au fost acceptați să primească consultanță din partea mai multor traineri, ca fotografia lor să se îmbunătățească de-a lungul timpului și odată la 6 luni să poată aplica din nou pentru asociație. Pentru înscrierea în asociație. Dacă asta era întrebarea. Da. Mă uitam pe aici pe la oameni. Hai, suntem 350 de oameni. Hai să vedem care sunt părerile, că na, suntem 3 oameni care ne-am expus oarecum părerile despre situația în care ne aflăm. Hai să vedem ce zic și oamenii. Așa că dacă aveți întrebări, suntem aici să ne ajutăm între noi. Nu să vă ajutăm pe voi, ci să ne ajutăm între noi. Pentru că, până la urmă, e important să strângem și rândurile și suntem o comunitate foarte mare și sunt sigur că vom ieși din nebunia asta. Să încercăm să răspundem întrebărilor. Aș încerca să-i răspund lui Barbu Mateescu. Spune așa, cine își amintește de AFPR știe și nivelul de abrambureală la care a ajuns. Dintr-o asociație mișto, într-o clică de prieteni care își mângâiau unul altuia spatele. Ideea este în felul următor. Eu știu povestea AFPR-ului. Noi lucrăm de 3 ani. O știm cu toții. O știm cu toții. Noi lucrăm de 3 ani la asociația asta. Iar asociația asta a pornit exact la sugestia celor care au tot venit la WedCamp an de an. Anul acesta ar fi a 5-a ediție de WedCamp, pentru cine nu știe. Și dacă aveam ceva de profitat până acum, credeți-ne că n-am fi stat 3 ani să lucrăm asociația la era chestia gata asta. Deja, da. Era gata de mult dacă noi, da, am fi gândit-o ca fi un, nu. Trebuie să gândim o entitate pentru fotografii de profesioniști de nuntă din România, în special cei de eveniment, bine, și ceilalți, dar ne gândim că AFPR-ul probabil sau nu știu, se ocupă de așa ceva sau ar trebui să se ocupe, pentru că nu ne susține nimeni, nu vorbește nimeni în numele nostru ca fotografi și asta este foarte, foarte complicat. În România inclusiv tiriștii au asociație, dacă vreți să știți chestia asta, vă spun eu. Deci, care funcționează foarte bine în ziua de astăzi. Da. Șoferii de tir au asociație. Șoferii de tir au asociație. Fotografii de nuntă în speță nu au asociație. Deci nu pot fi susținuți. Zice Alin Stanciu, asociația aceasta nu ar trebui să se erigeze în reprezentantul industriei dintr-un motiv foarte simplu. Dacă are 600 de membri dintr-un total de 15.000 de oameni în industrie, reprezintă sub 5% din industrie. Stabilirea unor standarde subiective nu cred că va face bine nimănui. Dacă vreți să faceți ceva, faceți niște cursuri de calitate pentru începători, creați formulare și contracte, organizați consultări cu toată comunitatea pentru crearea standardelor.
Cătălin zice, scopul principal al asociației este să ne apere de drepturile și să reglementăm statutul de fotograf de nuntă, nomenclatorul de meserii. Asta își dorește asociația Imagine Timișoara, cea pe care Cătălin a pornit-o acum un an, dacă nu mă înșel. Zice, putem face front comun? Desigur, căutăm soluții să facem un front comun, nu trebuie să ne împărțim pe diverse fronturi și putem să facem lucruri împreună. Da, mai fi? Eu sunt pe lângă aici pentru că nu știu ce se întâmplă cu... Dar pe aici uite, videograf, la voi e mai complicat. Da, nu, nu văd, nu văd videograf să comenteze pe aici, Ștefan. Da, dar uite că mi-ați dat o idee să... Cine știe, poate că vom face și noi demersul ăsta pentru că e în beneficiu comunității până la urmă. Și e o idee foarte bună. Nu știu ce s-a întâmplat la AFFR. Sau AFFR. Bun, haideți să schimbăm subiectul pentru că am discutat suficient pe tema asta. Oamenii au înțeles care e ideea. Încercăm să facem... front comun sau nu, sau cum putem, cât putem în funcție de cât timp avem. Haideți să revenim la situația actuală. Deci, avem un virus, ce facem cu el? Nu facem noi nimic nu cu el, îl lăsăm la locul lui, tocmai asta e că îl lăsăm la locul lui să stea acolo, să nu vină în casele noastre. Încercăm să găsim soluții. Nu știu, Ștefan, tu... Eu sunt cu doi copii și m-am izolat complet. Adică am ieșit foarte puțin din casă la o persoană din familie care la rândul ei, de fapt la rândul lor, că e un cuplu, au stat în casă timp de o săptămână. Timp de o săptămână. Erau în casă atunci, adică s-au autoizolat. Na, spălatul pe mâini. Asta o țin după uite, mine. Uite, nu știam asta, spune George Mitu, dar mulți dintre videografii de evenimente au cod KN7420. Eu chiar nu știam asta, adică cred mulți funcționați. Păi fac 30 de poze pe secundă. Da, ok, am înțeles. Sau 100. Mircea Rădeanu zice, veșnica problemă a românului, cine ești tu să îl evaluezi pe el? Cine ești tu să îi spui tu lui cât de bun sau de rău e ceea ce face el? Ce contează că nu e electrician? Știe să lege el firele acolo. Fix așa reacționăm acum și la măsurile de bun simț care să stopeze împrăștierea mizeriei de virus. Știm noi mai bine. Da. Da, e o concluzie bună. Nu știu, hai să mai luăm întrebări de aici, să vedem ce părere au oamenii de situația uite actuală, aici, cum se protejează. Foarte bună idee. Puteți face asociație foto-video. Da, bun, hai să trecem peste asta. Cum mă protejez eu? Clar, hârtie igienică nu mi-am luat foarte multă. Consider că mai există și alte moduri de igienă. A te proteja. Da, a te proteja. Da. Gen cu somon? Cu somon? Cu ce vrei tu? Dar legat de chestia asta cu izolarea, nu știu câți dintre... cei peste 40, 50, 60 de ani sau între 40 și 60 de ani am văzut că stau acasă, mă refer la cei peste 60 de ani, am venit cu mașina acum că sunt la studio și de cât am coborât din bloc m-am urcat în mașină, am venit aici, am văzut oameni în vârstă și totuși mă gândesc că încercăm să oarecum să-i ajutăm, să venim în sprijinul lor, să fie ok pentru că ei oarecum au o problemă cu acest virus, mai mult decât avem noi. Și nu înțeleg totuși ce caut afară. Nu știu cum este la voi în oraș, nu știu ce se întâmplă la voi în oraș. La mine, în mare parte, e un festival în derulare. Ce să fie, Ștefane, ești de bun și în toată țara. Oamenii sunt în stand-by, așteaptă să se întâmple ceva sau să nu se întâmple ceva. Dar ai văzut oameni pe stradă? Mă refer, nu știu. Doamne ferește, e plină, Constanța e... La noi în Constanța zici că suntem din altă lume. Eu am fugit, vară, eu am fugit din București la Târgoviște și aici pare că lucrurile sunt da, ok, adică e liniște. Da, Marius. Cristian Manolache azi făceam un live cu el azi pe WhatsApp și zicea
În parc e plin de oameni cu copii de mână. Deci... Da. Ce să zic? Vezi, înseamnă că inconștiența nu este numai... Înseamnă că e bine, nu, nu înseamnă că e bine. Uite, întorcându-mă la chestionarul ăsta, din aproape 500 de oameni, 490 au zis că stau acasă, se informează corect, încearcă să se informeze corect. Mai ei, puțin 10... Aia 10 sunt în Constanța. Nu, Maria, mea, sunt aia care fac pășcălie de situație, gen... Că de Rafi. Ce facem noi genul ăsta sau că pe ce ne pasă nouă și da, mă rog, da, nouă chiar ne pasă de ce se întâmplă. Bun. Cei care da, vorba Adina Dumitrescu zice că vine zăpada, de luni se golesc străzile. Adina, la București și la Brașov vine zăpada, la Constanța dacă ninge e prăpăd în toată țara, crede-mă. Deci la Constanța sigur nu ninge. Deci la Târgoviște cred că o să... Ovidiu Grămel zice: cum faceți mișcare? O iau raznă doar în casă. Uite, Florin Ștefan a făcut 21 de kilometri azi alergând în jurul unui fotoliu acasă. Credeam că zici că a făcut 21 de ani. Nu, serios? Ștefan a făcut 21 Florin de ani. Ștefan a făcut 21 după 20. Da, Florin Ștefan a alergat astăzi și m-a și sunat în timp ce alerga. Am și prins screen-ul, nu o să vi le arăt că sunt penibile. În timp ce alerga în jurul unui fotoliu și mă întreba dacă e o idee bună. Și am zis, bă, nu știu ce să zic, ești nebun, alergi în jurul unui fotoliu. Și mă sun pe mine, adică nu sun pe maică ta sau pe prietena ta, mă sun pe mine, ești nebun. Marian, să-i fii atent. Fie bine. Am o întrebare pentru tine, este de la Daniel Micu, zice, cei care au studiourile foto în incinte de hotel, cazul lui, sau mall-uri, etc., dacă se închid, mai plătim chiria? Asta ține doar de relația ta cu mall-ul, speță, hotelul și mai departe. Relație. Nu. Hai să luăm cazul tău. Păi, că... da. Păi nu. N-o oare cum te regăsești de asta? La noi, eu am un studio, eu am studioul foto într-un centru comercial. În Vivo, Constanța. De câteva zile sau de ieri sau nu știu de când s-a redus programul de la 8:22 la 12:20. Zic bine, Dana? De la 12 ziua la 2 ora 8 seara. Ar fi normal să se reducă și chiria. Eu n-am ce zice că e un studio foto în fine, dar dacă se închide mall-ul și rămâne doar Oceanul deschis și mai departe sau farmaciile, eu n-am ce să mai... Trebuie să-mi taie din... Nu? E logic. Ce corect. Ia fii atent, uite o altă problemă aici, zice Dragalina Constantin, zice 90% dintre fotografii și videografi, dintre fotografi și videografi nu erau autorizați, nu aveau o formă juridică. Nu cred asta, deci din punctul de vedere al instituțiilor statului, noi nu existăm. Deci nu putem fi luați în calcul de autorități ca o comunitate care este afectată de măsurile ce s-au luat, anularea evenimentelor. E corect ce zice Constantin. Nu cred că 90% dintre fotografi și videografi funcționează fără forme legale. Cred că sunt procente undeva mai mic. În niciun da, caz 90%. Da, uitându-mă peste codurile CAEN care nu sunt în care sunt trecute în acea hotărâre care va primi anumite beneficii din partea statului, da, noi chiar nu suntem luați în seamă. Ceea ce nu e descurajant pentru noi. Să știm că suntem lăsați la voia întâmplării în condițiile în care, uite, în Germania, spre exemplu, Germania oferă 50 de miliarde de euro ajutor pentru întreprinderile mici și mijlocii, printre care și fotografi. Deci cam asta e... diferența. Și mi se pare oarecum ciudat că lumea face petiții și speră să fie ajutați de stat... Pentru că eu personal sunt un pic sceptic la chestia asta. Nu cred că vor fi ajutați prea mult de stat. Poate cei că... care au business-uri și au oameni angajați. Că dacă ai un om angajat, îl bagi în șomaj tehnic. Adică cred că există și, nu știu, fotografi, videografi care au business, care e o afacere până la urmă. Știi? Adică nu suntem numai noi suntem și... la marketing, noi centrăm, noi dăm cu capul. Cred că există și astfel de afaceri. Și la ei,
mai mult ca sigur că vor intra în șomaș tehnic. Asta am înțeles 3 luni. Nu? Știți de așa ceva? Noi șomaș da. Tehnic? Fotografii? Nu. 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 Ideea e că dacă ești angajat la o firmă. Am extras ce mi-a convenit, nu? Da, da, da. Bine, putem să cerem șomaj 9 luni, cred. Nici nu mai știu cât e. N-am fost în șomaj niciodată, ca să știu. Dar în ce situație poți să ceri? Că eu nu știu în ce situație poți să ceri șomaj. Băi, în primul rând, cred că nu trebuie să-ți dai demisia ca să poți să ceri șomaj. Trebuie să fii dat afară. Deci tu trebuie să te dai afară de la propria ta firmă, dacă ești propriu angajat. Frumos. Sunt administrator. Da, pe mine trebuie să mă dea Dana afară. Dacă o rog frumos, te rog eu, dar nu-mi dă voie legislația actuală. Te rog, dă-mă afară. Zice bun. Cătălin Tudorică, fraierii cu firmă sunt pe aici, ăștia care doar asta facem. Sunt mulți ce se cred fotografi, dar de fapt sunt pozari și în restul programului sunt orice altceva. Da. Nu vreau să fraier cu firmă, eu sunt angajat la firma soției, dar sunt un fel de fraier cu firmă. Păi nu, a zis în sensul ironic, că da, suntem da, ironic. Am înțeles, a fost ironic, Marius, am înțeles. Păi dacă acum a fost buzunarul mare, de unde să știe statul că existăm? Fără supărare, aici cred că știți despre ce vorbesc. Băi, unii chiar nu știm, Silviu, unii chiar nu știm. Suntem mulți care plătim taxe la stat. Da. Vă rog să-l anunțați pe Florin Ștefan că sunt live și nu mai trimite mesaje, Florin Ștefan, că sunt live. Dați-i mesaje toți. Vă rog, nu știu, la mine cei care îl cunoașteți pe Florin Ștefan să-i scrieți că să nu mai vreau mesaje de la el pentru că sunt live. Am treabă. Chiar dacă doar vă ascult. Da. Eu mai mă uitam printre... Bun, așa. Bun, vorbește de ce poți să faci acasă, de exerciții, de ce, chiar voi ce faceți acum în perioada asta, ce faceți acasă? Băi, e o problemă că eu îmi propusesem, dacă mă aud Daniela, iar o să zâmbească și o să chicotească, eu îmi propusesem să mai dau jos din fălcile astea și odată cu coronavirusul ăsta, nu știu, o să iau... Uite, m-a inspirat Florin Ștefan. O să îmi pun o masă, poate am cercul mai mare. Habar n-am, nu știu ce o să fac, dar ideea e că trebuie să faci mișcare. Deci după o săptămână deja mă simt tare aiurea numai în casă. E groaznic. Groaznic fără mișcare. Simt nevoia de mișcare, chiar simt nevoia. Că am venit de la birou, m-am pus în mașină, am ajuns acasă și invers. Te-ai expus? Da, nu știu, dați-mi niște, uite, spre exemplu, eu mă uit la foarte multe cursuri online astăzi, chiar vorbeam cu Marian, când Marian, acum două serii, am luat un curs despre cum să, despre ce înseamnă contagious content, despre cum să creezi produse virale. Bă, și mi se pare foarte tare, mi se pare foarte tare pentru că am înțeles despre ce e vorba. Cumva am și pus în practic acum două zile pentru că am avut atât de mult timp liber să stau acasă încât unul dintre articolele pe care le-am scris pe WebMag a ajuns semi-viral spre viral în comunitatea mirilor. În trei zile a avut aproape 15.000 de vizualizări în trei zile. Două zile, de fapt. Nu, au fost mai puțin de 48 de ore. Da. Da, ce faceți voi acasă acum în perioada asta? Man, eu m-am uitat la seriale. Sincer să fiu, m-am uitat la seriale, am stat cu copiii și mă bucur că am avut oportunitatea asta, că nu e oportunitate, dar nu știu cum este. Mă bucur că s-au stat cu fetele pentru că anul trecut și în anii trecuți n-am acordat așa mult timp. Asta din cauza că veneau evenimentele și când se termina vacanța, noi... le trimiteam la bunici. Și... Uite, scuze Ștefan că te rog. Stai așa, stai că am pierdut firul. Iartă-mă, poți să continui, te rog. Stai că am pierdut firul, nu știu, am mutat dintr-o fereastră în altă. Deci, Paul Budușan sau pe cine vrei, voiai să-l... Nu, era o chestie legată de ce zicea Ștefan, dar nu mai găsesc comentariul acum. S-a făcut un refresh. Își fac... Da.
Da, ce faceți acasă? Asta era ideea. Ce facem acasă? A intrat și Oana Savin, în sfârșit. A prins la final. Da, uite, legat de cursuri online, urmăriți? Nu știu, Ștefan, știu că s-a luptat câteva zile cu setarea unui soft pentru live, ca să putem să facem treaba asta azi. Nu știu, cursuri online, sunt live 64, facem și noi, facem mai multă lume din ce văd, s-au reprofilat mulți oameni să facă cursuri online, dar na, e situația de așa natură încât... Cineva zice că are de lucru, are de făcut albume, peste 70 de albume de prin 2017, Alexei Cristea are ceva de lucru. Hai te scrie Cristian Pană, Marius, vreau și eu acel curs cu link. Când stai că ne întreabă F64 dacă sunt doritori de cursuri și online tematici. Și pe ce tematici. Da, au foarte multe cursuri la F64. Ne întreabă pe noi, e tare, nu? F64, vezi de treaba ta, stai acolo, când îți vine rândul, te anunțăm. Da, există, nu știu, care e, unde... sunt și cursuri pentru începători, sunt și eu cred că începătorii ar avea multe de învățat în pentru începători, da, ar fi în perioada foarte bine, mai ales în perioada asta în care poți face multe lucruri altele decât îl faci de obicei, cursuri de fotografie și atât. Eu am primit foarte multe recomandări, mă uitam acum, chiar eram la F64 pe site, mă uitam multe recomandări, mulți oameni mi l-au recomandat pe Radu Grozescu, eu nu știu personal. Dar am înțeles că face o treabă foarte bună la nivel de explicarea fotografiei pentru oamenii care sunt la început. Mi-aș fi dorit să ajung, uite, la cursul lui Vlad Eftenie, care de fotografie care cu telefonul. A fost și la webcam. Care a fost și la webcam, dar nu ne-a explicat. Și care este dragul lui Alexandra Ene. Apropo, Alexandra băieți. Ene. Care tot comentează. Ok, apropo, băieți. Ce se aude de webcam? Băi, uite... Ne vedem la webcam. Cum adică? Momentan, nu știm încă, nu s-a stabilit, n-am stabilit nimic momentan. Adică dacă situația va fi exact cum este acum, nu știu, gen în luna mai, jumătatea lunii mai, v-ați gândit să reprogramați evenimentul? Ștefan, hai să vedem cum decurg următoarele două săptămâni, trei. Uh-huh. Abia la final și... de... Nu de altceva, funcție... dar eu vreau să vin, că n-am fost niciodată. Da, deci să ținești anul ăsta, fix anul ăsta când... Îl ținem pe plajă cu 20 de inși și tot te ținem. Ok, sub apă. Haideți să vedem cum decurge partea asta de creștere și de scăderea intensității virusului. Și să vedem dacă este în U, în V, în L, în cum o fi. Și apoi putem lua o decizie fermă în ceea ce privește mutarea dății sau ce am putea face. Da, uite, Daniel Micu zice, eu am făcut curățenie prin fotografiile personale și am observat că în 2 ani și jumătate i-am făcut 2000 de fotografii iubitei mele. E un moment bun să vă fotografiați familia, zic eu, nu? Da. Iubita, soția, copii. Mai în glumă, mai serios, să vedeți și o să fie peste 9, 10 luni. Eu am aici un aparat, pozez soția zilnic cu aparatul ăsta. Fotografii de familie o să aibă de muncă anul viitor. Întreabă Cristian Popa, Marian Sterea, ați cheltuit banii luați pe webcam, nu? Cristian Popa, uite, nu. Ia uite banii, aici sunt banii. I-am cheltuit o parte dintre ei pentru că așa e normal ca la un eveniment de genul ăsta să plătești niște avansuri, să dai unor oameni care vin de departe să le confirm că sunt acolo și trebuie să-i plătești. Ți-au fost plătite niște cazări, evident o să fie o situație complicată, dar... Ne vom descurca cu siguranță, avem parteneri alături de noi, avem oameni înțelegători, dacă nu se va ține, îl vom reprograma, vom găsi o soluție. Banii nu s-au cheltuit, banii sunt acolo, la webcam, totul se reinvestește. Băi, ce băieți. Sper că ți-am răspuns. Da. Bine, nu neapărat că trebuie să-mi răspunzi mie, mă gândesc că probabil mai erau și oameni care erau interesați de webcam.
Păi da, uite, e tot legat de treaba asta. Eu citesc foarte mult în ultima perioadă și am luat-o chiar așa, românește. Am căutat pe Google și când cauți pe Google, unde crezi că ajungi prima dată la tutoriale și la tot felul de nebunii? Pe blogul F64, că mi se pare că fac o treabă foarte bună la nivel de conținut. Și voi ce citiți? Ce... Eu în ultimul citesc... timp... Ștefan, ce citești în afară de manualul OBS? Nu, nu. Deci în ultima săptămână am fost fan, cum se numește, programe de streaming. Uite, fii atent că ne recomandă Marian o carte. Marian, pune mâna aici. Pune mâna aici, așa. Pupă-ză. Nu, știu ce că la workshop-ul de la Sibiu ai recomandat două cărți. Poți să le recomand și da. Frumos? Da, na, dă-mi... dă-mi și mie... Ai scos? Nu. Da, am două cărți până le aduc eu aici. Nu, Dana! Dana, nu aia! Până poți să preiei tu, Marius, până... Da, uite, observam, uitam acum în cadru, am văzut că ai o cameră lângă tine pe care scrie Sony și voiam să te întreb cum a fost... Cum a fost pentru tine trecerea de la DSLR la mirrorless, ca să nu zic de la Nikon la Sony? Că... Mi-am revenit. Pot spune că mi-am revenit și că sunt un alt om. Te mai gândești la asta în perioada asta, cum ai trecut de colo-colo sau pur și simplu alte Nu mă mai gândesc, pentru că doar mă bucur de ce se întâmplă acum. Hai să recomandăm cărțile alea două, te rog. Bun, am o carte, prima carte este Dicționar ilustrat al gesturilor. Dacă nu vedeți editura și nu țineți minte titlul, căutați-mă și vă dau eu indicații. Este o carte foarte bună pentru cei ce fac fotografie de studio și au probleme cu așezarea modelului sau posing. Cu posing-ul, așa zisul posing, care posing-ul ăsta, uite și tu, este ilustrat aici în cartea asta, e și, carte, e și cu poze, e foarte bine, nu e doar cu text. Și cu siguranță această carte vă poate ajuta să vă dezvoltați cumva felul în care lucrați cu portrete la studio și nu numai în studio. E o carte foarte bună. Dacă citești 5, 6, 7 pagini pe seară ca să asimilezi informația câte puțin, câte puțin și să intre bine, eu zic că e suficient. Uite, mi-a atras cineva atenția aici că cineva a întrebat de mai multe ori o treabă. Zice, bun, văd că revine asta cu reprogramarea legat de nunți. Întrebare, chiar credeți că fotografii ar putea influența data nunții? De obicei, cel mult oamenii își aranjează nunta după disponibilitatea localului. Dacă nu e disponibil un fotograf, caută altul, chiar până ajung la un prieten care face poze la floricele cu aparat așa zis dacă profi. Face poze, dacă se ajunge la un prieten care face poze la floricele, nu e tipul de client care se potrivește ție și nu e ceea ce trebuie. Eu, de exemplu, fără prea multă modestie și dacă greșesc să mă corecteze lumea sau cei ce mă cunosc sau dacă mă urmăresc clienți, aproape jumătate din cei care mă contactează pentru eveniment mă pun în lista furnizorilor ca primul contactat. Așa că depinde de cum abordezi, de cum te promovezi și de cum îți faci treaba într-un... Na, nu neapărat îți o faci rău, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar dacă îți faci treaba bine... Cu siguranță omul te va căuta pe tine primul și apoi restaurantul. Stai ca Florin Ștefan zice, da, noi putem să influențăm data evenimentului. Sigur, exact ce am zis. Desigur. Da. Zice și Gabriela, care și ea cartea aia cu limbajul... Da, astăzi, scuze Marius, astăzi m-a căutat o mireasă din mai. Am prima mireasă, prima nuntă din mai care m-a contactat pentru a-și muta data, m-a întrebat pe ce, bine, e un caz special, pe ce date disponibile am în octombrie și am zis când aș putea.
și dacă vă mai interesează, dar na. Aia e o carte bună, cu multe poze, deci nu trebuie să citiți. Adică e o carte foarte bună, doar cu poze. Pictură, dacă vă interesează. Uite, am recomandat și eu una, Marian, după tine. Dacă tot recomandăm cărți în perioada asta, este Umberto Eco, Istoria urâtului. Este cartea Gabriele care a rămas mănușă la mine. O să, se potrivește, da, mănușă. Se potrivește mănușă. O să rog să vină să-și ia înapoi, că o să mă cred foarte urât în următoarea perioadă, dacă mai citesc mult din ea. Da. Și mai sunt, am aici de Minuni și mărturisiri despre fotografie. Uite, căutăm în bibliotecă. Despre fotografie avem mai în spate, în biblioteca din spate, nu mai pot să mă mut acum, dar o să mai recomandăm în edițiile viitoare. Nu e... O să continuăm cu acest phototox organizat de la idei F64. Barbu Mateescu ne dă peste nas, că era să fim iar off topic, dar ne-am salvat situația cu cartea cu posing-uri. Dacă ai o întrebare, Barbu Mateescu, mai adâncă, profundă, te rog să ne o adresezi aici în comentarii și sigur vom răspunde. Scuze, Marian. Nu, scuze, iartă-mă. Zice Alex Păsărelu, la toate nunțile în curs de reprogramare, eu am fost primul care am inițiat o discuție în acest sens și pot spune că fotograful influențează alegerea datei. Sigur că da. Am dat datele mele libere, deci da, putem influența data. Silvia Naie completează. Eu am influențat-o deja. Sigur. Ștefan, Florin Ștefan, zice clar. Toți pot face asta. Să rămânem așa cu o notă pozitivă și anume, mi se părea că Ștefan Mirei e prin screen, dar văd că s-a mișcat. L-am dat părere un print screen, așa. Nu, mă uitam la o întrebare aici. Butulescu Claudiu întreabă Marian, Mariu, Ștefan. Conform contractului vostru, restituiți avansul în caz în care nunta se anulează? Nu restitui. În cazul în care se anulează, nu. Dacă nu se anulează din cauza noastră, nu avem de ce să returnăm avansul. Eu, nu știu, Marian, tu returnezi dacă se anulează nunta? Nu, dacă se anulează din cauza mea, da, dar nu din cauza mea, n-am dat eu boală la oameni. Da. Dacă există o forță majoră care ne privește pe noi ca fotografi, e normal să restituim avansul. Și în anumite țări civilizate mai există și anumite repercusiuni pentru cei care fac asta foarte aproape de eveniment. Toată lumea pe Sony. Ce aparat e ok pentru voi? Sony. 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 Dacă toată lumea e pe Sony, e clar. Și noi suntem tot pe Sony. Uite, hai, întreabă din nou Barbu Mateescu, are întrebările la el în seara asta. Îmi place, bravo, Barbu, ne mulțumim pentru întrebări. Zice, partea a doua, mă întreabă cineva. Mai întreabă cineva. Aveți mai multe nunți amânate. Două dintre ele vor să stabilească aceeași dată, deși inițial aveau date diferite. Dacă ambii dăduseră avansul, retainerul, ce faceți? Deci două nunți care au fost în date separate se programează pentru aceeași dată. Ce facem atunci? Eu am varianta să poată să meargă și altcineva în locul meu. N-am înțeles. Cum? Două nunți? Cum? Deci să zicem că ai avut niște nunți programate în mai și iunie și nu se vor mai ține. Ok. Și clienții respectivi își reprogramează nunta în aceeași dată. Să zicem 20 aprilie 2021, ambii clienți. Ce faci în situația aia? Păi, dar nu se reprogramează în același timp. Marius, a luat avansul de la amândoi. Asta nu stai cu două telefoane la urechi. Nu stai cu două telefoane. Adică nu vorbești cu doi clienți odată. Ipotetic, vorbești cu clientul. Situația asta. Nu. Era prima o dată vorbești asta. Cu... Nu. Îi vorbești cu primul client și îi spui, bună ziua, haide să stabilim o variantă de date disponibile și în maxim 3 zile reveniți. În cazul în care cineva vine cu o sugestie pentru data respectivă, revin și vă spun și îmi confirmați sau îmi infirmați că rămâne pe data respectivă. Nu poți să vorbești la două telefoane deodată, n-ai cum. Să-i răspundem lui Vlad ce model de Sony avem. Eu am A72, băieții au A9. Eu am A92. Foarte multe întrebări aici. Îmi cer scuze, Marian. Ce vrei? Nimeni nu-i perfect. Zice Laurențiu Nica, ce ziceți? Vor fi mai multe botezuri anul viitor? Cu atâta stat în casă?
Poate mai crește și natalitatea. Păi îți dai seama. Laurențiu, să nu crească mortalitatea în perioada Doamne asta. Ferește. De asta mi-e frică, Doamne ferește. Că, na. Hai să vedem ce întrebări mai avem aici. Da, Cico, sunt, Alin Stoica zice, Laurențiu, Cico, or să se numească generația Coronials. Adică cei care se nasc pe perioada virusului. Nu ne-am prins. Nu, e vorba, era Millennials, Coronials. Millennials, da, Coronials, da. Generația X, după generația X, urmează Coronials. Zice, dacă se întâmplă, cred că dai avansul celor care anunță data după primul care anunță. E onorabil și ai măcar un eveniment. Adică, gen, dacă se reprogramează în aceeași dacă dată. Dacă-s două evenimente, am înțeles. Dar nu, vii cu soluții pentru ambele, cu sugestii de date. Nu vii doar cu 23 martie 2021. Pentru că nu poți să mergi doar pe o dată. Bă, băiatule, mai eu. Fac față aici la chaturile astea. Păi nu, oamenii nu vor să pună întrebările acolo. Ne vă vedem la webcam și o dăm peste tot. Vedem mai bine. Și la mine la fel, dar eu nu am deschis niciunul. Eu îmi dă la un cărnat aici de chat. Că dacă mă pierd, dacă... Eu am încercat să le deschid, că na, mai sunt întrebări care nu se pun pe chat și unele chiar au fost interesante. Dacă, zice Florin Ștefan, dacă ține până în iunie, dacă ține până în iunie, Florin, asta este. O să găsim o soluție. Da. Momentan... Andrei Via zice, nu vreau să vă stric distracția, dar să știți că sunt miri din septembrie-octombrie, panicați din cauza actuală. Da, nu știu, păi nu știu, poate ori fi eu... am doar o amânată din iulie anul ăsta momentan. O să vedem ce se întâmplă și cu clienții din mai, dar... Da. Vom vedea. Da, e de vreme momentan să luăm... Toată lumea zice că o să explodeze situația asta, eu sunt mai optimist atât. Dani Cotuna să nu vină la webcam, că a zis că ne vedem la webcam și o dăm peste tot. Dani, stai acasă. Stai acasă. Țină pentru tine. Țină pentru tine. Țină pentru tine, stai acasă, știi hashtag-ul. Zice Mircea Netea, vor fi multe divorțuri și apoi iar multe nunți. E o glumă bună, Mircea. Este place. Foarte optimist. Mircea Netea, în spiritul lui caracteristic de optimism, e... Să dau aici. Zice Nicu Ionescu, la cum decurg lucrurile, să nu facem fotoreportaj în genul celor de la Magnum din anumite perioade dificile ale planetei, între noi fie vorba, eu de-abia aștept să ies la pensie să fac fotografii alături de firefighters. Nicu, ai putea să te apuci de acum, cred că ce ai material suficient. Nicu Ionescu, care e pompier, cei care au alte... Avem și în Constanța un pompier, fotograf. Cine? Nu pot să zic, doar în privat. Așa că dacă vreți să știți cine este acel fotograf, vă rugăm frumos să-l contactați pe Marian Sterea pentru a afla acel nume pe care nu poate să-l dea online. Bun, la toate nunțile în curs. Da, ești ok? Așa. O întrebare care nu ține de virus. Cum gestionați jobul ăsta și o relație sănătoasă cu familie? Guys? Mai repetă un pic. Repetă, mai... Ștefan, te rog. Mai repetă. Cum gestionați jobul ăsta și o relație sănătoasă cu familie? Eu... Marius n-are familie, unul. Am trecut printr-o despărțire din cauza jobului. Nu, Marius are un câine. Are un câine. Mama mea familie. Eu am trei animale. Un bișon Didi, o pisică și eu am și pe Dana. Și mă înțeleg foarte bine cu toate trei, că toate sunt de treabă. Cum să zic, hai să o întrebăm mai serios, așa, la mine nu e cazul, pentru că... Bă, nu știu, fii atent, dai că schimb acum subiectul repede, că mi-a venit o idee în cap, uitându-mă pe ce mi-a mai scris lumea aici. Bă, voi în ce investiți bani în perioada asta? În mine, eu investesc bani în mine în perioada asta. Uite, mi-a trimis cineva aici un kit de vlogging.
merită să investim în vlogging în perioada asta, adică, na, nu știu. Păi nu știu, vlogging-ul... Mie se pare că vlogging-ul ăsta e un mit să câștigi din vizualizările de pe YouTube, mai ales în România. Nu uite vlogging, dar ia uite, Ștefan, arată-mi și mie trepiedul al tău magic. Și uite-l pe ăsta, de la F64. Nu, că și al meu e tot la F64, a rămas da, totuși mă, dar acolo. Nu, că, bă, nu mai zici așa, că nu e ok. Că ți-ai bătut joc de el, te-ai pus cu fundul pe el, ce ai făcut? Da, da, da. Băi, nu okay, pot să spun. Ăla l-ai luat de la F64, nu ăla mic monopedul. Când am mers la meci, la fotbal. Da, când am fost la fotbal, am luat ca să-l pun în spatele porții camera. Să-mi pun camera în spatele porții și să prind golul din spatele porții. Cu acest mini trepied am pus un Sony A9-1 pe acest mic mini trepied. Pe care l-ai controlat remote din telefon? Pe care l-am controlat remote prin telefon și am fost genial și a făcut treaba. Bă, nu știu, uite, eu am băgat bani într-un microfon și într-o lampă momentan, într-o lampă video. Vom vedea dacă îmi vor fi de folos sau nu, microfonul chiar îmi e. Adică mai stau pe Skype cu tine, mai stau cu Ștefan, nu e neapărat pentru vlogging sau pentru că nu m-am gândit la asta. Bă, eu am microfonul la care mă aud acum, adică în asta am investit banii. Și oamenii au zis că tu te auzi cel mai bine, a zis. Au zis cine? Da, Ștefan se aude cel mai bine. Se aude cel mai bine. Eu am căști de gaming și microfon de... Și microfonul meu e cel mai scump de altfel. Citez un clasic în viață. Nu toți sunt perfecți. Zice un prieten, Costin, e pe live. Zice că Marius cred că ar fi bine să pleci din nou pe mare. Marian, în noiembrie mergem din nou pe mare. Mergem pe mare în noiembrie. Costin, în noiembrie, momentan mai stăm pe acasă că anul trecut am fost plecat mult pe mare. Mult și mult. Eu o să plec cu caiacul, dacă îmi permite religia zilele viitoare. O să plec cu caiacul la Jurilovca pe canale. Să vedem. Mi-a venit vesta astăzi, nu pot să vă arăt vesta. Am o vestă cât un iPhone. De salvare. Nu credeam că poate costa o vestă. Gai, să vă întreb ceva. Dacă ar trebui să vă lăsați de meseria asta, pe care o aveți acum, da? Din diferite, nu știu, poate din motiv. Acest diferite motive. Care ar fi? Ce v-ați alege? Să fiu videograf. Nu. Marian, în situația dată nu e o soluție foarte bună. Ce te-ai face altceva în afară de fotograf altceva. Și videograf? În afară de vizual. Brutar? Da, e o meserie bună. Acum. Tâmplar? Tâmplar e mai greu. Tâmplarul e mai bun. Greu. Brutar? Dacă poți face brutărie... Să ne zică, Paule, am prăjitură. Eu am fost brutar. Am fost brutar un an și jumătate, cocător de vatră, pentru cine știe, acum mulți ani. Și știu cum e să lucrez cu vatra, cu volum. Făceam 700-800 de pâini pe noapte, că lucream doar noaptea. Uite, fii atent ce... Marian, iartă-mă că vorbeam de meserii. Ce am găsit la scară coborând? Am coborât de dimineață cu câinele, cu Timon, l-am scos afară. Și ai făcut un sondaj în fața blocului. Și am făcut un sondaj în fața blocului, că tot a zis lumea că mă plictisesc. Eu fac sondaje peste tot și în fața blocului, fac peste tot că mă interesează. Vreau să știu cam ce se întâmplă în lumea asta. Și a apărut, zice așa, Solidaritate COVID-19. Este primul business care se dezvoltă odată cu toată nebunia asta. Zice, cumpărături la ușa ta. Vecini voluntari pentru bătrâni și persoane vulnerabile, livrăm gratuit la domiciliu în condiții de siguranță SSP. Medicamente. Atât timp cât e COVID-ul e în floare. Nu, o să o luăm serios acum, sincer. Cât să țină un business ca ăsta? Nu poți să gândești așa. Să fim... Bă, eu cred că asta cu cumpărăturile și livrarea la domiciliu a funcționat și până acum, dar că poate lua un pic amploare în perioada asta. Deci ai putea să te faci livrator la domiciliu. Mi-a dus și mie o pizza, te rog frumos. Eu totuși m-aș face brutal. Uite, Sebastian Gut te întreabă, Marian, te-ai gândit să te lași de fumat acum cu coronavirusul ăsta? Întrebare de la un fumător la fumător. Mi se pare o realizare pentru tine că ai rezistat o oră 48 de minute și 25 de secunde fără să fumezi. Am fumat o țigare. Unde? Că nu te-am văzut. Ai fugit. Eram aici. Bun. Pe sub masă. Zice Mircea, în aceeași notă de optimism, poate că mirii se vor gândi de două ori pe cine invită la nuntă.
invitați, ne apropiați, petrecerea va dacă, dura mai puțin. Dacă și sunt din invitați și tușesc la telefon, le dai bloc. Da. Dar cineva zice că ne lungim aiurea, Paul Pădurariu, nu voiam să mai... Nu ne lungim, Paul, am depășit mult... Ieșim în curând. De fapt, emisiunea trebuia să fie de 15 minute, era o notă informativă. Sigur. Totuna. Am un cuptor la țară cu vatră, Mariane, nu de capacitatea de 800 de pâini, dar de vreo 20 merge. Începem business-ul? Începem. Ia uite. Aduc cuptorul la mine. Bun, hai să mai ținem, uite, am ajuns la 1 minut și 4 și mai stăm 10 minute, ok? Ca să nu, că uite, oamenii zic că super. E târziu, ci că mai au am foarte și o multe oră lucruri să de făcut mă în perioada asta. Da, da. Mai luăm întrebări 10 minute și ne întoarcem la ce avem de făcut. Ce știm mai bine, nu știu. Netflix. Haide, dacă tot avem astea 10 minute, hai să vedem ce au făcut oamenii în ultima săptămână. Guys, ce ați făcut în ultima săptămână? Zice Alexandra Ene, eu cred că Marian poate deveni influencer. Este deja Alexandra, nu că no, poate. Brutar, probabil. Sau influencer în lumea brutarilor. Brutării, da, brutarilor. Brutarilor. Laurențiu Nic, mai era nevoie și de un mixer, niște căști, dar nu se merită. Laurențiu, cred că la nivelul nostru ne putem descurca și cu un microfon și cu o lampă video ca să facă un pic de lumină. Adică... Marius, tu ce meserie ai alege? Întreabă Sebastian. Eu, Sebastian, eu am mai multe meserii. Eu, pe lângă fotografie, în timpul liber mai fac și alte lucruri pe care pot să le denumesc. Ia zi, de exemplu. Meserii. Uite... N-aș vrea să dau din casă și să dau idei oamenilor că nu e ok. Așa, trecând peste asta, mai departe. Sunt vânzător. Ah, ok. Vând online chestii. Vând fân. Vinde fân. Uite, Cătălin Tudorica sta cu noi și a terminat de editat. Cătălin, ce ai terminat de editat? Ai vreo nuntă de anul trecut sau pur și simplu un eveniment din ianuarie? Băi, eu m-aș apuca să prăjesc cafea, mă. Nu știu cum se numește meseria asta, dar mi-ar plăcea tare mult să fac asta. Ce meserie? Stai că n-am fost pe fază. Să prăjești cafea. Nu știu cum se numește. Dacă are o denumire, dacă... Adică tu vrei să fii prăjitor? Prăjitor. Oare cum că nu ești prăjitor? Doar asta faci, prăjești cafea? Da. Trebuie să mă duci până la final, să-mi dai și cafea. Sau... Păi normal, normal. Adică o prăjesc și o vând. Asta aș face. Sunt adică acțiuni de Photoshop. Păi și eu dacă prăjesc cartofi, că... dacă prăjesc cartofi, am o meserie. Stai că nu e același lucru. Păi nu e același lucru, cum adică? Nu e. Prăjesc cartofi. Nu e același lucru cu cafeaua. Bun, bun copii, hai înainte să plecăm la culcare. Bine, da. Noi nu plecăm la culcare, noi mai stăm un pic. Hai să dăm fiecare cât un sfat oamenilor. Ce ar trebui să facă în perioada asta ca să le fie Ștefan. Mai bine, nu neapărat acum sau poate la anul. Le-aș da un sfat să facă ceea ce fac și eu acum, nu știu. Primul și în primul rând să vadă dacă în trecut au greșit pe undeva și au ajuns în situația nu mă, nu să vă distrați maxim, să stați în casă și să vă pregătiți pentru ieșirea asta din nebunia asta cu coronavirus. Să vă faceți materiale de promovare, să vă faceți o strategie de promovare ca atunci când se va termina toată nebunia, să vă reveniți și ca totul să revină la normal. Eu unul așa ați face. Vrei să răspund eu, Marian, sau vrei tu să ai ultimul cuvânt? Sau... Mi-e cum? Indiferent. Păi spune tu, că uite, eu mai citesc întrebări și mai fac aici, dacă vrei, dacă nu răspund eu. Care este sfatul nostru? Sfatul meu? Tău. Sfatul meu. Da. Ce ar trebui sfatul să facă? Sfatul meu este să... Am zis și la început. Le recomand oamenilor, bine, fotografilor în general, să nu plece capul și urechea la absolut toate știrile și să fie atenți la știrile care sunt oficiale. Știrioficiale.ro, da, doar de acolo ne informăm. Știrioficiale.ro, exact.
Și sfatul meu este să nu stea prea mult pe știrile de pe TV. Nu știu, să-și ia informație dimineața 10 minute, seara 10 minute și în rest absolut deloc, pentru că astfel te poți delimita, cumva departaja de de starea asta de negativism care te duce, știrile astea au scopul de a te duce către o stare de negativism. Depresie. Și apoi da, e o început de depresie, da, să zicem, dar nu vorbim despre, nu pomenim cuvântul depresie. Și apoi în ultimă fază să-și facă un plan pe termen lung, mediu și lung. Când zic mediu, zic aprilie, mai, și când zic lung, zic până în decembrie, nu e neapărat un termen lung până în decembrie, dar e un termen lung cât de cât. Și să-și gândească strategii personale, nu neapărat care includ, care implică financiar major. Da? Adică poți să treci prin niște situații și niște situații de criză ca acel actual, fără cheltuieli prea mari. Da, Marius. Băi, eu zic, uite, pe mine nu m-a luat prin surprindere toată treaba asta, deși aș fi vrut să mă iau un pic prin surprindere și să mă aducă cu picioarele pe pământ. Eu m-am pregătit de ceva vreme să trăiesc cu puțin. Chiar am făcut experimente cu mine, cu cât pot să trăiesc într-o săptămână, cât pot să cheltuiesc. Puteți să faceți și voi asta acum, să cheltuiți cât mai puțin și să vă faceți... cumva să ieșiți din zona asta consumerismului, pentru că asta face perioada asta cu noi, reglează anumite chestii. Citesc foarte mult în perioada asta, urmăresc multe cursuri online pe care mi-aș fi dorit să le urmăresc în perioada în care eram foarte ocupat. Încerc să mai aduc la zi anumite chestii pe care le-am lăsat cumva din trecut nerezolvate, pentru că așa s-a nimerit și pentru că am fost destul de ocupat, dar... mă pregătesc pentru 2021, ca să zic așa. Marian știe foarte bine lucrul ăsta. Investesc foarte mult în promovarea mea online, chiar dacă nu se vede. Pentru mine Google a rămas în continuare principalul referral, ca să zic așa. Este cel care mi-aduce cei mai mulți clienți după recomandările din gură în gură. Deci mă pregătesc pentru anul următor din punct de vedere al business-ului. Și în perioada asta de pauză investesc cât de mult pot în mine, vă recomand să faceți același lucru, puteți să învățați unii de la alții, puteți să socializați foarte mult, e o perioadă în care puteți să vorbiți unii cu alții, bănuiesc că și voi ați văzut asta în ultima perioadă, am început să ne sunăm mai des unii pe alții, să ne vedem pe Skype mai des. Nu ar trebui să fie moartă perioada asta, ar trebui să facem multe lucruri. Ar trebui să facem multe lucruri. Zice Dani Cotuna, o întrebare. Criza economică care va urma, credeți că o să afecteze prețurile fotografilor? Și e ultima întrebare pe care o luăm în seara asta, deși încă mai sunt peste 250 de oameni. Sigur, da. Vom încerca să le răspundem în chat după live. Am zis-o mai devreme, la început, da, criza poate afecta, dar ține doar de fiecare în parte, cum își gestionează, cum își aranjează lucrurile și cum abordează business-ul. Da. Bun, păi sperăm că a fost o emisiune, a fost o emisiune, un live, am vrut să ne vedem. Am vrut să ne vedem, să stăm de vorbă cu voi. Mulțumim F64 pentru toată implicarea de care au dat dovadă, pentru idei, pentru tot ce au pus la cale ca noi să nu ne plictisim. O să mai urmeze alte live-uri în perioada următoare, chiar miercuri, următorul invitat o să fie Narcis Starcea de la Imagia, unul dintre partenerii Wetcamp. O să vorbim despre self-branding. Partener? Narcis e partener? Suntem cu toții parteneri, Marian. Pe lângă faptul că e prietenul nostru.
Prietenul webcam, nu e partener. Partener e 64. Și Da. prieten. M-ai întrerupt, uite, mi-am pierdut cuvintele acum. A, era un test. Da, după... Ștefan va fi și el aici, Marian poate să intre oricând la un telefon. O să urmeze după Narcis, o să vină Vali Bărbulescu și încă un invitat la care ne gândim. O să discutăm despre ce ramuri ale fotografiei credem că se vor dezvolta în perioada asta, pentru că într-adevăr este o perioadă nasoală. După asta o să vorbim despre workflow-uri în editare, pentru că trebuie să mai vorbim și de chestii practice cu Irina și Robert de la Chromatica. Iar al cincelea live o să fie despre soluții de stocare. Încă nu avem un invitat acolo, așteptăm sugestiile voastre în comentarii. Puteți să ne spuneți pe cine v-ați dori să ascultați la al cincelea live. Ascultați-l și pe Vali. Vali are de la ora 12, Vali Bărbulescu are de la ora 12, cred că, un live despre fotografie pe YouTube. Da. A postat acum pe Webcam Community, puteți să dați click și ne vedem acolo. Mutăm cumva conversația în partea cealaltă. Marian, am uitat ceva? Da. Da. Îmi dai banii aia. Scuze, n-am vrut încă, să... încă mai sunt 250 de oameni aici. Nu știu dacă să mai stăm 5 minute. Bun, sau să plecăm. Vă mulțumim. Nu știu. Ca o notă de final, da? Dacă aveți soluții, postați-le în comentarii aici. Dacă nu aveți soluții, nu fiți negativiști. Lăsați-i pe cei cu soluții să vină cu sfaturi. Nu-i așa, Florin? Ștefan, scuze. Da, Nicu, o să fie Robert și Irina de la Chromatica, o să ne explice și Irina care-i treaba cu asociația. Bun. Ne e greu să ne luăm la revedere, nu? Ne e greu să ne luăm la revedere. Da. Eu mă văd, dacă tot profit de ocazie, duminică o să am emisiune cu Paulian și cu Cristi Cărciumaru. Oh. Nu pe... Nu... Face Paulian pâine în direct? Da. Mamă, mamă. Așa că... O să văd. Dacă vreți să vedeți pe băieții de la Adora Studio, duminică ne vedem pe Staică Drag. Marian, tu vrei să mai zici ceva? Da, vreau să mai zic. N-am nimic în cap, dar nu contează, gândesc, găsesc eu ceva. Vreau să mai zic că vă mulțumim pentru audiență. Au fost la un moment dat aproape 400 de oameni au live. Au fost peste 400. Peste 400. Le mulțumim tuturor. Am făcut concurență cu România au talent, ca să știți. Aha. E lucru mare. E ceva. Și vorba lui Vasea Unel, se mai uită cineva la România au talent? E, uite că se mai uită și fotografi talentați la România au talent. Și noi am făcut concurență cu România au talent, așa că este foarte bine. Mulțumim pentru wow-uri și love-uri. Apăsați butonul ăla de love acum la final și de wow-uri și de love-uri. Am dat deja. Cât mai să vedem ce se întâmplă acolo. Dau eu love la... să se umple ca pe... Da. Până data viitoare, mulțumim, eu am fost invitat, am vorbit și mai puțin, Ștefan, felicitări pentru ai fost invitat și termin ca un moderator, bravo. Și Marius, mulțumim și ție pentru că ne-ai moderat de, nu mai spun cum, mulțumim. Haideți să ne auzim. Am vrut să fie o discuție liberă, nu neapărat una moderată. Pentru pot că pleca din emisiune în live, din emisiune pot pleca așa pur și simplu. Ca în da, drop the mic. La televizor. Hai, o să faci drop the mic. Arunci căștile și ai plecat și aia. Mulțumim, Marian, mulțumim, Ștefan. Cine închide, Ștefan? Cine închide ușa? Păi eu trebuie să închid. N-am de ales. Mulțumim frumos pentru tot suportul tehnic și la mulți ani, Ștefan Mirea. La mulți ani, mulțumim pentru tot. Mult. Și sper că a fost un mod plăcut pentru tine să-ți petreci ziua de naștere. Mai am o oră. 55 de minute. Ai bonus de la noi. Marius, noi, ne vedem miercuri. Color. Ne vedem miercuri și joia viitoare, miercuri. Trebuie să știi oamenii. Miercuri de la 21 cu Narcis Starcea, joi, parcă ai zis că ai tu ceva sau... Nu. N-am. Așa și nu, vineri. Nu, am duminică. Duminică asta. Cu altcineva. Ok, guys.
Numai bine, țineți minte, țineți chestia asta după voi, e foarte importantă. Încercați să nu ieșiți foarte mult din casă și să ne vedem acasă. Cu bine. Numai bine. Seară faină!